de pe... de pe albumul Revanșa. Da, de pe albumul Revanșa vă prezentăm zi tu vere. Mi-a spart capul, frate. Yeah. Asta e o piesă care se simte. Jepcar, Jepcar. Asta o arăt, nu mă gândesc. Trage-mă spre tine, să nu te trag eu în piept. O să spun lucruri pe care o să le regret. Ține-mă să nu ca, ține-mă drept. Mă simt prost, că dintre toți eu sunt mai deștept. Spune-mi că sunt pa sau adio, amore mio. Te topești din gura mea ca chipsurile Cio. Spune-mi că am decolat, deja sunt printre nori. Iar tu ești doar o buruiană printre flori. Niște piste mă privesc cu greață să le fie bine. Că m-am înverzit la față, parcă am căcat pe mine. Ups, cred că am căcat pe tine. Să-ți fie rușine că deja îmi vorbești în limbi străine. Vreau să ard pe cineva ca să încing show, dar nu deschide geamurile că-mi pierd flow. Sunt așa de abătut că-mi cade microfonul. Asta e revanșa mea, ard neuronul. Yeah. Verde de căcat, vreau să stau în cap. Verde de căcat, nu mai pus în cap. Trage-mă spre tine și umple-mi visele ușor. Bagă-mă în dormitor și fă-mă să plutesc pe covor. Vreau să zbor, îmi este dor de gustul tău exacerbat pe care îl ador. Cu doar o hârtie, cu capul lui Eminescu, o să râd cu gura la urechi ca Iliescu. O să fac ceea ce simt, dar am privigat că mi-ai deschis simțurile verde de căcat. Vreau să uit acum de prieteni falși care m-au lucrat, de târfe pline de crize vreau să scap. Ei m-au dat în piept, tu m-ai pus în cap. Ei mi-au dat durere, eu le dau hip-hop. O gagică plină de extaz, vrea să bem un pahar, vrea să guste și artistii lui Jepcar. Vine spre mine cu alcool și stinge lumina. Mă întreabă, ești cu cineva? Da, sunt cu mașina. Verde de căcat, vreau să stau în cap. Verde de căcat, tu m-ai pus în cap. Trage-mă spre tine, că sunt tras rău la față. Te zici că mă simt precum mari poeți din viață. Mi se face greață, din mine să nu ieși, că fraierii ăștia n-au la baie aqua fresh. Vreau acum să ia foc tavanul, deja e un clișeu. Să nu vină pompierii că sunt PVC-ul. Am mâncat bine, am fumat mult prea rău și o să adun cu pantaloni în bine în patul tău. Și când vine dimineața cu un joint mă trec. Hai că plec acasă, ops, că nu pot să merg. Hai mai dă-mi un fum, că nu pot să înțeleg de ce am crize la cur și nu pot să le șterg. Ultima revanșă pe ziua de azi e numai show. O casă întreagă s-a mutat sub birou. Știi că Jepcar s-a întors plin de eco, dar după verde de căcat o să fie plecat din nou. Verde de căcat, vreau să stau în cap. Verde de căcat, tu m-ai pus în cap. Ne putem gândi serios la niște idealuri și mai grozave. mai importante, marfă hip-hop, tonic obiectiv, astea 2013, Jepcar pe felie, zic așa. Numele meu e Mircea Pavel, poți să-mi spui Jepcar, de meserie MC și agent imobiliar. Ascult hip-hop de mic copil, de prin 94, dacă ai dat bac cu anul ăsta pot fi tactul. Unul dintre cei din școala veche, dacă vrei, am apărut prin 98, pe el hip-hop volumele 2 și 3. Am scos un album în 2004, cam atât, ăsta e CV-ul meu cam scurt, vrei să-ți mai cânt? Un om simplu, pe stradă un oarecare, am și școala din cartier, dar și studii superioare. Jepcar e o poreclă, sună cam urât se pare, dacă jucăm biliard sigur te fac la buzunare. Nu sunt un MC greu, am doar 88 de chile și un gram în portofel, fiindcă tot vorbeam de bile. Am tacul la jumate cât să placă la copile și pot să bag freestyle pe orice beat, la fel ca în 8000. E brunet, ochi albaștri, burtă are, pizdele zic că surât și că am nasul cam mare. Sunt de acord, recunosc că n-am valoare, dar atunci când le fut le dau ce am mai tare. Ăsta sunt, nu mă dau ceea ce nu par, sunt băiatul cam vulgar, tu ai zice că-s șucar. Dau mâna cu tine acum și-ți dau microfonul în dar, numele meu e Mircea Pavel, dar tu poți să-mi spui Jepcar. Yo, același MC nebun cu acte, yo, yo, yo. Ah, am dat multe mui, astea-s cele mai importante. Ah, da. Încă o dată, yo. Ah. Strofa asta e mai mult, de-aia păcate rincă gen, să mă iertați, am glume proaste ca Psy, gentleman. Am boală pe haterii de pe Facebook și YouTube, care ziua ascultă rap și noaptea se limb pe house în club. Oh my god, mi se turtesc folii, dacă aș putea mă jur că aș da de pământ cu toți trolii. Sunt prea bolnav și astea-s efectele bolii, au prea multe bășini cu miros de magnolii. Sunt fumat, adică am dume expirate, să curgă dislike-urile, le trag în piept pe toate. Am ochii mici, e clar, sunt drogat cu acte, dar habar n-au cât am scris la piesa asta azi noapte. E plin de rapper care o ard ca Biggie Smalls, la microfon le pute gura, le recomand să iau un holz. Eu sunt Jepcar, poți să spui că m-am întors, dacă ai ceva de comentat, just grab my balls. Yeah. Cam asta e, ăsta a fost un intro. Jepcar o arde prin 96 așa, am făcut o pauză. 210 și am ieșit marfă hip-hop, pace! Atenție! Acest live este un pamflet. Îți recomand, dacă n-ai 18 ani, să nu rămâi conectat. Pentru că mai departe urmează anumite lucruri care te-ar putea afecta pe viitor. De-aia e mai bine să mergi pe un alt live mai prietenos. Nu că ăsta n-ar fi. Problema este că aici, de multe ori, unele lucruri pot fi înțelese greșit, deoarece eu folosesc foarte mult psihologie inversă, așa că dacă nu ești capabil să înțelegi că acest live este un pamflet, mai bine ieși. Îți mulțumesc și dacă ai 18 ani, cel puțin, vizionează în continuare. Yeah! Să sară ceatul în aer! Yeah! Da, fraților, ăsta e Jepcar. După mulți ani am reușit să ajung la această siluetă de invidiat. Mă laud eu nou? Păi ce pula mea! Ce chel sunt! Da! I'm too sexy for my... Ia uite. Yeah. Trage fratele și la sală, frumos. Băia deștept. Yeah. Fraților, nu știu dacă s-a terminat la Dinamo, dar eu am urcat în mansardă că era nasoală treaba și deja nu mai avea sens să mă mai uit. 4-0, nu știu dacă s-a terminat, probabil că mai e un pic. Dinamo este în groapă și la propriu și la figurat, că așa e denumită baza sportivă din Ștefan cel Mare, groapa. Deoarece stadionul este în groapă, într-o groapă. O, Vlad Gălățanu, 25 de luni ca membru. Ești bine, te pop. Siluetă de pensionar nesimțit. No, no, no. De câte ori merg la sală pe săptămână? Cam de 2 ori. Câteodată și de 3. O să merg mai des, dar am avut o perioadă mai... dificilă. Să nu cumva să apăsați pe butonul de like. Fraților, astăzi avem un live maraton. Maraton în adevăratul sens al cuvântului. Și o să vă spun imediat așa un mic cuprins. Deci uitați-vă despre câte lucruri trebuie să vorbim astăzi. Uite, mi-am notat aici. Deci astăzi vom vorbi despre interviul cu Putin, despre Nentu Gigi, despre Ovi, despre Macarena, despre socialism și despre ideile socialiste, și despre ce a însemnat socialismul în istorie, despre foamea politicienilor versus foamea lui Fire, ăla, Silviu Fire. Despre cum am dat moda acum 5 ani. Despre Chelu. Nu a mai intrat și el în thumbnail, dar... vorbim și despre Chelu. Chela. Nu. Chelu de la Paraziții și despre Paraziții. Despre vedetele care fac reclamă la anumite lucruri interzise oarecum. Cele mai ciudate nume de localități. Dar o să începem la 100 de like-uri cu Remus. O să începem cu Remus, fraților. Deci iată de ce spuneam că este live maraton. Pentru că avem atât de multe lucruri despre care trebuie să vorbim. O să fie show maxim în seara asta, vă garantez. Cred că ar trebui să fie cel mai tare live de când a început anul. Deci, fraților, la 100 de like-uri începe nebunia, până la 100 de like-uri, na, ce pula mea să vorbesc pentru 73 de oameni, n-are sens, e ca și când sunt singur pe live. Se întrerupe live-ul, bă! Frățiorul meu, dacă ți se întrerupe live-ul, încearcă să-ți iei internet. Că n-ai internet, frățioară mea. Deci ai probleme cu internetul. Ce chelios ești, bă. Da, mă, fraților, băi, deci dăm revolutul tău să-ți trimiți bani de internet, adică pe bune. Oai, ci că am 5G. Aveți grijă, cu aia aveți grijă că Andrei are 5G. Da? Deci nu așa 3G. Ia, fiți atenți aici că avem și un hater. Ce-mi place. Începe bine de tot live-ul. Ți-am văzut live-ul trecut, tu ziceai în pula mea că Becali vorbește de omenie după ce a făcut, dar tu în sloboz ai uitat când făceai split în finale la FIFA și ai promovat chestia asta și lui Verdeanu. Ce? Nu mă aud? Nu mă aud? 2, 10, 2, 2? Ce dracu s-a întâmplat? Alo! Alo! Băi, ce trecu aveam? Gata, mă aud acum? 2, 2, 2, 2, 2. Ce pula, nu știu, a ieșit de firul ăsta de aici. Gata, era ieșit un pic. Slow boss. Da. Deci avem și un hater care zice că eu l-am învățat pe Verdeanu să facă split în finale și i-am promovat și lui asta. Nu. Nu, exclus. Exclus să-l fi învățat eu pe Verdeanu să facă split. Splitul a apărut, splitul, dacă vreți, l-au inventat Bebe și cu Ovi. Întrebați-i pe Bebe și pe Ovi și o să vă spună ei. Bebe și Ovi au inventat splitul. Asta ca să știți. Că făceam eu cu Ghislain și cu Verdeanu split în finale, era pentru că na, eram amândoi foarte puternici și ne era frică unul de celălalt cum ar veni. Dar oricum de fiecare dată când făceam split, aproape de fiecare dată câștigam eu. Și dacă nu făceam split și dacă câștigam, oricum ei au început să facă split după ce i-am bătut eu mai multe finale. După ce le-am luat mai multe finale, au început să facă și ei split. Dar splitul l-au inventat Bebe și Ovi. Bebe și Ovi în perioada lor de glorie ajungeau mai tot timpul în finală. Unul versus celălalt. Și ei au inventat splitul. Deci, haideți să nu dăm în labor, că n-are sens. Deci n-am inventat eu splitul. Eu am dat moda altfel. O să vă spun imediat. Haideți să vorbim despre Dinamo în primul rând, dar haideți să facem și 100 de like-uri. Pentru că trebuie să mai intre și alte persoane pe live. Nu le mai mânji. Deci XPCL zice, nu le mai mânji numele la cei doi că ai distrus comunitatea de FIFA, tocmai tu ai zis că ai inventat contacii. Nu. Dacă tot vrei să vorbim despre treaba asta, vorbim. Da. Eu am fost primul contact din România, fără voia mea cum ar veni, adică de fapt am fost primul profesor de FIFA, primul profesor privat. Știți că sunt și filmele alea porno, My Private Tutor, My Private Teacher, My Private... așa. Deci eu am fost primul profesor privat, care a dat lecții private de FIFA. La FIFA 2019, eu am fost primul. Și apropo de asta, da, de la faptul că eram profesor de FIFA... S-a ajuns și la contact pentru că băiatul pe care îl meditam, pentru că el mi-a cerut lecții de FIFA, fiindcă mă văzuse pe YouTube, și apropo am început să dau lecții de FIFA pentru că eram foarte bun, adică cu o echipă pușcărie dădeam clasă multora care aveau super mega echipe și eu aveam Salah și Mane în form. Mi-a cerut băiatul Daniel Brândușe, donează 3 bucăți, baftă cu live-ul DDB. Ia auzi, asta înseamnă că Dinamo e ca și retrogradată. Donația de 3 euro înseamnă că Dinamo e ca și retrogradată. Mulțumesc frumos, Daniel Brândușe, rapidist. Da, deci, haideți să vă spun. Eram profesor de FIFA pentru că mi-a cerut cineva lecții. și într-un weekend mi-a zis că nu poate să mai joace meciuri, să-și mai joace ultimele 10 meciuri sau ceva de genul și dacă pot să-i fac și lui elit. Și nu trebuia să mai pierd niciun meci, trebuia să câștig toate meciurile, deci toate cele 10 meciuri ca să iasă de elit. Și le-am câștigat pe toate. Dar bineînțeles, i-am spus, bă frate, o să fie misiune grea și pentru asta pula mea și-a zis, da, nu-i problemă că plătesc și mi-a dat 100 de euro. Deci eu am fost cel mai scump meditator, luam 100 de euro pe 2 ședințe, nu acceptam altfel, ca să știe lumea, ca să înțeleagă lumea. Deci eu când am pornit lecțiile de FIFA, eram prea lejereanu așa și prea comod și nu stăteam să mă complic pentru ce? Pentru 100 de lei cât dau ăștia meditații acum. Petrescu dă meditații pe 100 de lei. Pula mea, și nu doar Petrescu, cam toți fac chestia asta. Bă, eu luam 50 de euro pe ședință, pe o ședință de 2-3 ore, dar nu acceptam niciodată mai puțin de 2 ședințe, pentru că practic îi luam banii omului degeaba. Ce pula mea învăța într-o ședință? Adică trebuia să fie 2 ședințe și practic luam 100 de euro. Da? Pe 2 ședințe. Și bineînțeles că na, băiatul ăsta cu care făceam meditații m-a rugat să-i joc și mi-a dat pentru asta 100 de euro ca să-i joc ultimele 10 meciuri. Deci, practic, eu am inventat asta, dar asta pentru că omul mă plătea, deci era din timpul meu. Mare meditator, am văzut ce bine joacă Călinaciu FIFA și ai dat meditația ta. Aaaa, nu, dar, bă, ai dreptate, ai dreptate. Nu, primul pe care l-am meditat vreodată la FIFA a fost Călinaciu. Gata, 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 acum mi-am adus aminte. Așa este. La FIFA 16, dacă nu mă înșel, i-am dat meditații lui Călinaciu. Deci m-a sunat măsa să mă roage să-l meditez la FIFA, că el avea ADHD și făcea școala de acasă. Ăsta e adevărul. Și era gras și îl punea măsa la dietă, îi dădea să mănânce regim de la disociat, se urca pe pereți. Se urca pe pereți, frate, avea niște probleme și se urca pe pereți. Ai făcut piața și ai stricat-o direct. Și ai și stricat, da. Deci Călinaciu avea ADHD și se urca pe pereți și măsa m-a chemat acasă, bine, na, sună aiurea, da? Mergea măsa așa, nu era problema. Că avea fisul ADHD și îl punea să mănânce regim de la disociat, îi dădea într-o zi numai carne, în a doua zi numai legume și în a treia zi să căca. Să căca cât pentru... Da, pe, practic, dacă mănânci un... Dacă ai o dietă din asta disociată, prima zi mănânci carne, a doua zi, sau mă rog, proteină, a doua zi mănânci fibre și a treia zi te caci. Da. A treia zi te caci pentru că și toată ziua te caci. Deci jur, am făcut eu asta. Am făcut eu asta. Fără nicio caterincă, fără nimic. Deci eu am ținut o singură dată, adică 3 zile. Prima zi am mâncat carne, deci piept de pui fiert. Toată ziua am mâncat mai piept de pui fiert. Atât, nimic altceva. Și bineînțeles, apă. Deci piept de pui fiert toată ziua. Am mâncat, am avut vreo 5 mese sau ceva de gen. A doua zi am mâncat numai legume, cartofi, nu, fără cartofi, nu, salate, multe salate. Și am mâncat la salate de mi-a venit rău. Și cu o brânză slabă, mi se pare, sau ceva de genul. Sau nu, fără brânză, nu, tofu. Nu mai știu, ceva căcat. Băi, nene, a treia zi m-am căcat toată ziua. Deci, mamă, și mult ulei la sat. Mamă cât m-am căcat a treia zi. Pentru că prima nu poți să te caci. Că mănânci numai carne și bei apă și n-ai cum să te caci, n-ai cum. Nu iese căcatul din tine, nu se leagă, știi? A doua zi mănânci multe fibre și la un moment dat a treia zi dai drumul la căcat, dai drumul la țeavă. Se golește țeava a treia zi, că n-ai ce să faci, trebuie să... Cum să mă lăchească Călinaciu? Nu, e, pe Călinaciu l-a lăchit Kid. Kid l-a lăchit pe Călinaciu. Ciao, Călinaciu! Ia vină să vezi cine e aici, Călinaciu! L-a lăchit Kid, mă, ești ne... Mamă, ce a făcut Kid atunci? Doamne, când îmi amintesc mereu, îmi vine să râd, jur. Mamă, deci cum i-a dat-o, Kid atunci, bă, să-mi bag pula, dacă îl bătea, nu-l lăchea așa tare. Oricum, era prost Kid dacă îl bătea, adică chiar era mai prost decât el. Nu, nu. Kid a fost super deștept, a fost giorno. A venit și alalt cu la... Ce-a făcut Călinaciu? Mă, fătu-vă în gură, voi mi le și ridicați la fileu, mă. Ce prost sunteți. Deci a venit Kid. Dar fiți atenți cum a fost. Kid cobora scările alea de la de unde urci pe la VIP pe acolo, afară, deci afară din arenă, și eu cu Călinaciu și cu Teo și cu X-Breaker urcam spre VIP, adică să, pe la intrarea de la VIP. Și cobora Kid. Și Kid era așa cu pantalonii un pic în vine, nu știu cum pula mea, îmbrăcat așa trepăr, repăr, nu știu ce pula mea era. Era bine omul. Și zicea, aaa, ce zici mă, Călinaciu? Eu m-am prins că e, deci m-am dus repede în spatele lui Călinaciu, că eu știam de biful lor și știam că ăsta, Călinaciu, făcea aia cu poliția YouTube-ului sau nu știu ce pula mea, și știam că l-a atacat rău pe Kid și că umblă Kid să-l altoiască. Bine, nu cred că... Își făcuse Kid un scop din asta să alerge după Călinaciu, pe bune. Bă, mâncați, și m-am dus în spate că mi-era că eu dă. Deci a venit Kid lansat așa. Ce fac, Călinaciu? Da, uite-mă cine e aici. Mai era cu niște prieteni Kid, adică nu era singur, știi? De obicei la meci nu te duci singur, mai ales la VIP, adică mai vii cu cineva. Da, fac, Călinaciu? Da, uite-mă. Cred că era și pe ceva Kid. Era pe ceva, 100%. Și le zice unor prieteni, ia vezi mă, ești Călinaciu aici, o? Ia vină, mă, ești mecher. Și Călinaciu parcă i-a răspuns ceva așa, dar așa cu capul în pământ. Deci lăsase Călinaciu capul în pământ, așa, la care Kid tot să lua așa de el și eu zic, a mă, băi, zic, gata mă, termină și tu. Nu mai zici, că mergem și noi la meci. I-am zis lui Kid așa, dar nu i-am zis urât. Nu i-am zis pe un ton de suferință sau ceva. Nu că mi-ar fi fost mie frică de Kid sau ceva. Nu mi-e frică de nimeni și de ce era să-mi fie frică dacă nu aveam nicio treabă cu el. Dar deja nu mai suportam eu lăcheala. Și... i-ar mai zis ceva Kid la sfârșit, dar eu cred că n-am mai auzit că... Am intrat înăuntru cu Călinaciu. Dacă voia Kid acolo, îl făcea praf. Dar nu și-a pus minte, adică... Asta înseamnă să ai creier până la urmă. Bă, niciodată să nu apelați la violență. Dacă vreți să vă descărcați, puteți să-l înjurați pe ăla, puteți să... Deși, cum a făcut Kid, e foarte bine. Deci, lăcheala asta pe care a dat-o Kid este cea mai bună lecție pe care o poți da unui fraier. Dar să nu apelați niciodată la violență decât dacă sunteți provocați, adică dacă e să vă apărați. Dar așa, nu, niciodată să nu săriți la bătaie. Nu are sens, frate, nu are sens. Salut, chat, mă aflu într-o situație urâtă, sunt în Uber și am doar 50 de lei pe Revolut, iar cursa e 57. Îmi poate trimite cineva? Da, îți trimit eu, Alexandros. Alexandru, să-ți trimit eu. Scriem pe Instagram și îți trimit eu diferența pe Revolut. Ce prost ești că glumezi, nu este. Hai mai du-te în pula mea, deci. Du-te mă în pula mea. Pleacă de te în pula mea, deci. A vrut și el are și el un mesaj. Ăștia, membrii ăștia, au și ei un mesaj. Moca pe lună. Și a vrut și el să... Stai așa, să fiu și eu șmecher. Am mușcat-o. Da, am mușcat-o, ce pula. M-a lăchit, practic. M-a trecut la fraier. Da, mă, deci... Așa e cu Kid, cu lăcheală, cu din-alea. Cred că ați fost la VIP cu bilete oferite de Tudor Buțan, altfel n-aveați voie ce să căutați acolo. Nu, n-am fost la VIP. Am fost la lojă chiar. Am stat chiar la lojă și am mâncat și caviar. Dar nu ne oferise Tudor Buțan, ci mă saluteo, care era cu PSD-ul și lucra la primărie. Aoleu. Deci, nu... Fără Caterinca, chiar era. Păi da, ăsta e adevărul, ce... Buțan n-a fost atunci, nu. Sau, nu mai știu. Vedeți și voi că e poza aia pe Facebook la mine. Nu, n-a fost Buțan. Mi se pare că am fost eu cu Teo, cu Călinaciu și cu X-Breaker. Păi am mâncat și caviar, că era moca. Ce... Frate, oricine poate să mănânce caviar. Deci, gândiți-vă că aveți doi rinichi. Adică nu e ca și când nu poate oricine. Oricine poate să mănânce caviar. Da. Bun. Ideea este următoarea. Hai să facem și noi 100 de like-uri. Dar până atunci, hai să ne uităm pe situația din clasament, pentru că e cam nașpa cu ce se întâmplă la Dinamo. Și nu miroase bine deloc. Nu miroase deloc bine. Înainte de asta vreau să vă citesc o știre pe care o vom comenta și o vom lega cumva de ce urmează să discutăm. N-au stat la discuții. Închisoare pe viață, după ce a recunoscut în direct la TV pentru ce a plătit sute de mii de euro. Deci, fraților, fiți atenți aici. Ce se întâmplă în China? Litie. Pula mea. Litieră. Ăsta, liti. Așa, pula mea ăștia. Chinezoi de ăștia. 46 de ani a fost condamnat la închisoare pe viață în China. De ce credeți? Litiu. Așa. A plătit 400.000 de euro pentru a fi instalat în funcția de selecționer al Chinei. De asemenea, a recunoscut că a aranjat o serie de meciuri pentru a obține rezultate favorabile echipelor de club pe care le-a pregătit. Pentru faptele sale de dare de mită și corupție, Litie a fost condamnat la închisoare pe viață în țara natală. Deci, fraților, în China, dacă faci blat, dacă ești corupt, te duci la pușcărie pe viață, coaie. Și eu vreau să vă întreb când se bagă și la noi asta. Mi se pare extraordinară. Dar nu neapărat pe viață. 25 de ani. 25 de ani de pușcărie pentru toți care fac blaturi. 25 de ani pentru orice blat din fotbal, 25 de ani pentru orice faptă de corupție. Ai luat, dar nu așa, nu chiar oricare. Uite, de exemplu, dacă ești medic și ei șpagă ca să bagi un pacient în operație, închisoare pe viață. Închisoare pe viață, coaie. Dacă tu ești medic, deci ai depus jurământul lui Hipocrate, și nu salvezi viața unui om că aștepți șpagă, închisoare pe viață. Pe viață, coaie, pușcărie pe viață, să nu mai iasă niciodată, nici măcar eliberat condiționat. Să stea în pula mea la închisoare, să trateze pacienții acolo. Nu există, frate, bă, deci dacă ar fi chestia asta în România, bă, n-ar mai exista șpagă. De asemenea, dacă ești polițai și ești șpagă, nu ciubuc, că-ți dă unul ciubuc așa, nu. Ei mită, ca polițist. Închisoare pe viață. Închisoare pe viață, coaie. Deci, direct, să nu mai stăm la vrăjeală. Închisoare pe viață dacă ești polițist, dacă ești și ei își pagă, dacă ești doctor și ei își pagă, dacă ești profesor, profesor, orice profesor care ea își pagă ca să treacă clasa un copil, să-l treacă clasa pe un copil, închisoare pe viață. Închisoare pe viață cu aia, direct. Pula mea. Deci corupția din sistemul medical, din învățământ, din poliție, din magistrați, la fel. Dacă ești magistrat și ai luat șpagă, închisoare pe viață. Tu ești la pușcărie pe viață cu aia, nu mai ce pula mea. Deci, dacă dai șpagă și la noi să fie pentru șpagă, pentru dare de mită și luare de mită, bineînțeles că și pentru aia care au dat șpagă. Închisoare pe viață. Și la fotbal, ca să revenim la fotbal. Te-a prins că ai trântit un meci? Închisoare pe viață. Închisoare pe viață cu aia direct. Pa! Și gata. Nu mai stăm că pula mea, că nu știu ce. Șpaga e sfântă, auzi. Ai ce să zică David Mariu care ascultă Dani Mocanu. Adică, da. Deci, închisoare pe viață. Bun. Acum să revenim la situația neagră. CFR Cluj Dinamo 4-0. După un 0-0 la pauză mincinos, pentru că m-am uitat, deci sărace Dinamo nu știu cum au scăpat de gol. În seara asta Dinamo n-a mers deloc. A fost slabă din toate punctele de vedere. O echipă mult prea mică pentru CFR. În acest moment CFR arată aici că e peste Rapid, dar din câte știu se ia meciul direct. Și meciul direct, și în meciurile directe de fapt, Rapid este peste. Probabil că la înjumătățire Rapid o să fie peste și nu cred că mai contează. Nici nu mai contează, că la înjumătățire nu știu dacă mai contează clasamentul ăsta. Oricum, până mâine CFR, cel puțin pe site-ul DigiSport, depășește Rapid, dar are un meci jucat în plus. Da? Farul pe locul 4, Craiova departe de podium, Hermannstadt este acolo sus, dar poate fi depășită de Petrolul, care are un meci mai puțin și care are... Petrolul are cu UTA, greu. Cu UTA în deplasare, greu. Problema este că Dinamo putea să se apropie aici de Poli Iași, care Poli Iași are cu noi, cu Rapid. Deci dacă bătea Dinamo în seara asta, făcea 25 de puncte, venea la 2 puncte în spate de Poli Iași. Adică la un punct la înjumătățire. Deci uitați-vă și voi. Dacă Rapid bate mâine, că nu putem să fim siguri. Deja avem 5 victorii la rând. E greu. La un moment dat vă dați seama că o să se oprească seria asta de victorii. Deși îmi doresc să nu se oprească deloc. Da, o să se oprească. Sper să nu fie mâine. Dar dacă Poli Iași, conform calculelor hârtiei, pierde mâine cu Rapid, Dinamo pierde o șansă enormă de a se apropia de primul loc care duce la baraj. Și uitați că FC Botoșani are meci cu FCSB, nu ia punct, deci n-are cum să ia punct Botoșani aici. Numai o minune, nu știu ce ar putea să se întâmple să ia punct Botoșani, nu să bată, să ia punct Botoșani acasă la FCSB. N-are cum. Vă dați seama că eu îmi doresc ca Rapidist, dar n-are cum. N-are cum, imposibil. FCSB bate mâine și cred că va fi un scor fluviu. Cred că FCSB mâine va bate la diferență de cel puțin 3 goluri. Mâine FCSB deci vă spun eu, au adunat în ei frustrare și mâine se vor descătușa. Vor bate la cel puțin 3 goluri diferență. Poimâine, da. Duminică. Ok, scuze, da. Deci poimâine FCSB bate la 3 goluri diferență. Sunt în 5. Sunt în 5 rău de tot poimine FCSB, o să vedeți. Deci, distanța între Rapid și FCSB nu poate decât să se micșoreze, să se mărească etapa asta, pentru că dacă Rapid nu scoate 3 puncte, FCSB face 58 de puncte, Sunt 5 puncte după aia la înjumătățire. Deci e greu. E greu. E din ce în ce mai greu pentru Rapid. Dar FCSB bate Botoșani și o spun cu toată convingerea. Adică nu... N-are cum. N-are ce să mai facă. Băi, Botoșani este... Deși, haideți să vă spun o altă combinație. Botoșani dacă bate mâine... Poimine, pardon. Dacă bate... Deci, oricum el nu mai are nimic de pierdut. Trebuie să joace la victorie. Dacă bate... Se duce peste Dinamo și se apropie la 4 puncte de Poli Iași. La doar 4 puncte se apropie de Poli Iași. Și se joacă, frate. Se joacă. Bun. Ia să vedem cum stăm cu like-urile. 90 de like-uri. Bă, hai mă să facem și noi 100. Ca să începem show-ul. Iubitule! Ce zici, băi, Giovanni? Da, deci situație grea pentru Dinamo. Situație grea, grea. Adică e ca și condamnată Dinamo, zic eu. Nu știu ce se mai poate întâmpla. Cred că și Faro o să învingă Oțelul. Și să vedem aici dacă bate Cluj pe Sepsi. Și Cava cu FC Voluntar deja nu cred că ne mai interesează, zic eu. Bine, e bine pentru Dinamo, pentru Dinamo și Botoșan să bată Craiova pe Voluntari. Mai sunt 3 etape, fraților, în afară de asta. Mai sunt 3 etape, 9 puncte puse în joc pentru fiecare echipă. O să fie... Foarte greu pentru Dinamo în condițiile astea. Nu știu dacă știți, bănuiesc că știți, în play-out se joacă doar tur. Deci nu se joacă tur-retur. Și se joacă fiecare cu fiecare, dar doar tur. Deci nu mai ai că stai că vine returul, că... Na. Na. Deci în retur, în play-out, da? Sunt echipele de la 7 până la 16. Adică 10 echipe și se joacă doar tur. 9 etape pentru fiecare. Și e nasoală treaba. E fotată grav. E fotată rău de tot. Jepcar Dinamo se salvează fără probleme, nu înțeleg ce vezi tu greu. Păi uite, hai să ne uităm pe meciuri, da? Dacă tu spui că se salvează, așa o fi, dar hai să ne uităm. Etapa 28-a. Dinamo are cu Hermannstadt, care Hermannstadt luptă ca să rămână în play-off. Mai ales că e posibil Petrolul să bată și să o depășească. Deci o să fie greu de tot pentru Dinamo cu Hermannstadt. Etapa 29, penultima etapă din sezonul regulat. Dinamo joacă la Poli Iași. Să zicem că aici nu că e mai ușor, dar e mai realistă o victorie, știi, de anticipat pentru Dinamo. Iar în ultima etapă, fraților, Dinamo joacă acasă cu UTA. Și e greu, e greu și cu UTA. E greu și cu UTA. E greu și cu UTA. Uitați-vă și voi, UTA e echipă de mijlocul clasamentului. Stai liniștit că au lipsit 4 titulari din seara asta, meciul era pierdut dinainte să înceapă. Nu există așa ceva, băi, nu există. Eu înțeleg că sunteți dinamoviști, dar eu nu fac altceva decât să vorbesc chestii reale, adică eu vă spun ce se vede aici, numai că au lipsit 4 jucători, că... Nu există. Eram prin Popejile Ordene azi? Da. Nu știu, cred că m-am dus cu Eva să facem niște cumpărături. Deci CFR astăzi a avut un meci foarte ușor. Mie așa mi s-a părut. Un meci ușor de la un cap la altul. Deci mă uitam la Dinamo că nu reușeau să treacă mijlocul terenului, de mijlocul terenului și nu legau 2-3 pase după ce treceau de mijlocul terenului. Și aveau un singur om în față acolo pe Abdallah. Nu poți. Mult lăudatul Naore a fost cel mai slab azi. La fel și Abdallah. Deci, jucătorii care au fost cei mai lăudați în ultimele două etape, Abdallah și Naore, cei mai slabi. Cei mai slabi astăzi. Ce să mai... Ăsta e adevărul, frate, a văzut o țară întreagă. Bun. A, și avem și 100 de like-uri. Super! Fraților, haideți să vorbim despre... Despre ce vreți să vorbim? Ia, fiți atenți, vă spun acum și voi scrieți pe chat. Că avem mai multe de discutat. Remus. Hai să vorbim despre Remus și după aia îmi spuneți voi despre ce să vorbesc în continuare. Remus. No, fiți atenți aici. Fiți atenți. Nu fac OTV sau ceva, că n-are niciun sens. Remus... Bă, Remus nu este un tip serios. Hai ca să o spunem pe aia dreaptă, ca să nu ne mai ascundem după perdea. Remus nu este un băiat serios. El e un băiat bun, cu intenții bune. L-am cunoscut, deci am avut ocazia să-l cunosc pe Remus. Mi-a greșit o singură dată, dar după aia a fost băiat giorno. Însă nu este un tip serios pe care te poți baza pe termen lung. Pe termen scurt, da, merge să îți faci treaba cu el. Dar pe termen lung nu e un tip serios. Nu este un tip care să continue și să ducă la capăt un proiect. Nu poate. Nu, dar nu e că e băiat rău. Nu poate el, nu e capabil. Remus este acum cum eram eu la 25 de ani. Deci eu nu râd de el sau nu vorbesc prost despre el. Bă, așa era Remus la 25, așa eram eu la 25 de ani, cum e Remus acum. Adică foarte bine intenționat, băiat civilizat, ok, dar neserios. Deci pe plan profesional, total neserios Remus. Și credeți-mă, vă spun din suflet, e un băiat bun la suflet. Deci Remus chiar este un băiat bun la suflet, da? Nu este un tip serios, adică omul s-a apucat de melemeuri, i-a țepuit pe unii acum câțiva ani, i-a țepuit, da, le-a vândut gogoși, practic, ca să câștige el niște bani, dar să știți că cât a fost la CSC sau cât am colaborat cu el, cât a fost la CSC, bă, băiatul a fost ok așa, overall, trăgând linie, a fost ok. A avut și el niște perioade mai proaste, dar vreau să vă pun o înregistrare cu Remus, de pe vremea când făcea MLM-uri și încerca să-și... Deci avem o înregistrare șocantă, pe care am descoperit-o din greșeală, fraților. Din greșeală am descoperit-o. Mi-a trimis-o cineva în 2022. Probabil atunci am vorbit eu despre cazul Remus sau 2021. Nu, 2021 mi-a trimis-o. Deci este o înregistrare de acum 3 ani. Abia acum am găsit-o. Abia acum i-am văzut mesajul băiatului. Că mi-a intrat în spam, că nu-l aveam în listă. Haideți să vă pun înregistrarea. Fiți atenți aici. Două secunde. Vă pun imediat. Deci... O înregistrare trimisă de un băiat Cristian în martie 13, deci acum 3 ani. Deci de acum 3 ani. Martie 13 martie 2021 mi-a trimis următorul mesaj pe care i l-a trimis Remus. Deci un mesaj audio pe care i l-a trimis Remus ca să-l corupă Remus pe ăla să bage bani în MLM-ul lui. Adică să-i dea bani ca să facă... Și fiți atenți ce mesaj a trimis Remus. Deci cum își ademenea victimele Remus? E show. Eu vi-l trimit că e Caterin. Eu vă dau să ascultați că e Caterin, că e de acum 3 ani. Deci e show. Fiți atenți aici. Și timpul tot și timpul meu, dar este imposibil să fac asta. De asta, cel mai bine, hai să stabilim o oră pentru mâine când și tu ești liber, ca să poți să înțelegi despre ce e vorba, că e ca și cum ți-aș povesti filmul Titanic și după aceea te-aș chema la film. Știi? Doi oameni se urcă pe o barcă, se iubesc, se lovește barca de o stâncă, unul dintre ei moare, celălalt rămâne în viață. Și după aceea se termină filmul. Nu prea mai are rost să vii să vezi filmul pentru că sună a porcărie, așa e orice care e spus în 2-3 cuvinte. Este ceva serios. Și vreau să le vezi corect, exact cum l-a văzut și Raul, exact cum l-am văzut și eu. Vreau să tratez serios ceea ce fac și vreau să te tratez pe tine serios, pentru că așa e corect. Aoleo! Băi, fraților! Bă, aveam și eu vrăjeală când vindeam, când lucram în asigurări de viață și eu aveam vrăjeală mine. Bă, dar nu așa, adică nu eram cu vrăjeală din asta. Hai să o mai punem o dată, că este fabulos. Deci? Că dacă puteam să spun în 2 cuvinte, salvam și timpul meu și timpul tot și timpul meu, dar este imposibil să fac asta. De asta, cel mai bine, hai să stabilim o oră pentru mâine când și tu ești liber, ca să poți să înțelegi despre ce e vorba, că e ca și cum ți-aș povesti filmul Titanic și după aceea te-aș chema la film. Știi? Doi oameni se urcă pe o barcă, se iubesc, se iubesc, băi, vine să râdă lui Remus, mă. El povestea filmul Titanic. Doi oameni se întâlnesc pe o barcă, se iubesc și se lovește barca de o stâncă, unul moare și unul rămâne în viață. Bă, cel mai tare, deci cel mai tare rezumat de la Titanic. Deci, cum să rezum Titanic în câteva cuvinte? Foarte simplu. O explicație marca Gică Hagi. Exact, Sergiu. Deci, fii atent. Doi oameni se întâlnesc pe o barcă, se iubesc, se lovește barca de o stângă, de cineva o stângă la barcă. Se lovește barca de... Deci, reiau. Doi oameni se întâlnesc pe o barcă, se îndrăgostesc, se lovește barca de o stâncă, unul moare, altul rămâne în viață și ăla e film. Asta, bă, fraților, asta în cazul în care voia să vedeți Titanicul, mă iertați pentru spoiler. Deci, v-am dat spoiler la Titanic. Deci, asta se întâmplă pe Titanic. Deci, în filmul Titanic, fix asta se întâmplă. Doi oameni se întâlnesc pe o barcă, se îndrăgostesc, se lovește barca de o stâncă, unul moare, altul rămâne în viață și gata, ăla e filmul. Pula mea. Și aia, la sfârșit, aruncă colierul în apă și face așa. Pula mea, era baba aia care arunca colierul. Deci, fraților, deci, ăsta e Titanic. Ce putea Remus să zică mai bine de atât? Eu încă l-aștept în varianta 4K. Păi nu, eu l-am văzut și în varianta 4K. E mișto rău de tot. 4K e genial. Da. Bun. Deci nu vreau, nu stau să intru în... Că unii probabil ar vrea să fac o TV cu Remus. N-are sens. Bă, eu țin la Remus. Adică nu... Doar că Remus este un tip neserios cu comunitatea lui. Da? Și, din păcate... Cred că s-a retras definitiv din activitatea asta de gaming. Bun. Și acum fiți atenți. Vă spun ce meniu avem pe seara asta, pe ordinea de zi. Și să-mi spuneți despre ce vreți să vorbim. Putin, Becali, Ovi, Macarena, socialism, idei socialiste, foamea lui Silviu Fire, de care vorbește Silviu Fire, versus foamea politicienilor, Chelu despre femei. Ce? Cum promovează alții păcănelele la nivel înalt și câte sute de mii câștigă lunar? Cele mai ciudate nume de localități? Ia ziceți. Despre ce vreți să vorbim? Băi, să facem pol. Fiți atenți că facem pol. Așa facem. Mie îmi plac polurile. Dar nu putem să adăugăm decât 4 variante. Nu-i problemă. Trebuie să fie o emisiune interactivă. Așa. Și Ovi. Da. Deci, votați, avem așa. Macarena, interviul cu Putin, Chelu despre femei, Ovi. Ia să vă văd. Despre ce vreți să vorbim? Până acum, Macarena conduce detașat. Se pare că despre Macarena vom vorbi. Dar hai să facem noi 70, 80 de voturi. 80 de voturi. Hai, suntem 160 de oameni. Hai să facem să fie jumate. 80 de voturi. Hai că se fac repede. Uite, deja sunt 60. 66. ...80 de voturi ca să fie... ...81, știi, ca să fie jumătate plus 1. Macarena. Deci înseamnă că după aia vorbim despre Putin. Nu? Sau despre Ovi. Putin și Ovi... O, uite, Ovi depășește, îl depășește pe Putin. Lău, cum e asta. Ovi l-a depășit pe Putin. Hai. Haideți, votați, votați, votați. Se poate schimba pe final. Ovi e al doilea. Al treilea, de fapt. Al doilea. Gata. Terminăm polul. Vorbim și despre interviul cu Putin, don't worry. Macarena. Bun. Dar înainte de asta... De fapt, merge. Macarena. Un subiect sensibil, exact. Un subiect foarte sensibil. Băi, când a apărut piesa asta, mi-a zis cineva de ea pe live, eu eram pe live. Bă, am vrut inițial... Deci, efectiv, n-am vrut să o ascult. Am văzut că era Erika Isac, a.k.a. Alduț Sherdley, aia, sau nu știu cum... Nu știu, are un nume din ăsta, Alduț... Nu? Nu e aia? Nu e aia, mă? Sau confund eu? Sau poate confund eu? Eu am crezut că aia e. Cleverly aia, nu știu, pola mea, Alduț... Shelley. E alta? Aia alta? Sunt două persoane diferite? Eu așa am crezut. Deci eu prima dată, stați un pic. Nu, deci degeaba vă luați de mine că stai, domne, că ești tu fraier, că sunt două persoane diferite. Eu nu știam. Eu am crezut că tot aia e. Știi, pula mea. În fine, Erika Isac. Din start, n-am vrut să ascult. Nu mi-a inspirat... încredere piesa respectivă, văzând-o în trending acolo, nu mi-a stârnit interesul. Eu fiind un bărbat de aproape 40 de ani care ascultă muzică hip-hop de pe la 15 ani, nu știu, din start m-am gândit, autosugestionat așa, în sensul ăsta că nu trebuie să ascult asta. Însă, am zis, bă, dacă a ajuns în trending fata asta și toată lumea vorbește despre ea, înseamnă că e ceva. Și măcar dacă e o mizerie, măcar să aud și o mizerie aia, să spun și eu ceva despre o mizerie, da? Și vă spun eu, din punct de vedere muzical, e o mizerie. Atenție, sunteți pe live-ul lui Jepcar, e o chestie subiectivă despre care vorbește Jepcar. Poate să spun orice Jepcar. Din punct de vedere muzical, este o mizerie. Eu n-am cum să ascult așa ceva mai mult de o dată. Deci o dată am ascultat și gata. De fapt, de două ori, pentru că am vrut să mai ascult o dată prima strofă mai bună decât a doua, pardon. Deci, că prima mai bună decât prima. Prima strofă mai bună decât a doua. Grosul Marius, să-mi bag pula în toate feministele ipocrite care au impresia că fără bărbați lumea asta era, este și va fi la fel. Ce? Stați un pic că avem... Futele morților de neandertale, m-am răcorit. Uite, avem și oameni care... Mă rog, care au ceva cu feministele. Deci, haideți să vă spun. Deci, da, este o piesă feministă, cu versuri feministe. O piesă în care mesajul este unul de genul n-avem nevoie de bărbați, noi femeile. Adică Erika Isac are așa o inițiativă de a vorbi în numele femeilor. Nu în numele tuturor femeilor, ci în numele majorității, să zicem așa, cumva. Reprezintă așa o majoritate a femeilor care n-au nevoie de bărbați, care sunt independente, care pot trăi foarte ușor fără bărbați. Lucru care este posibil și nu este posibil. În primul rând, nu este posibil într-o familie tradițională, pentru că bărbatul este cel care, datorită căruia femeia rămâne gravidă. Se poate și cu inseminare in vitro, dar tot trebuie spermă de la un bărbat. Adică femeile nu produc spermă. Din cauza asta, sau datorită acestui aspect, femeile nu pot trăi într-o familie tradițională singure. Că nu ar mai fi familie tradițională. Pe de altă parte, se poate, dacă sunt lesbiene și aleg să trăiască cu alte femei, da, se poate. Dacă aleg să nu trăiască cu nimeni, se poate. Se poate și asta. Că piesa este feministă nu mă deranjează. Absolut deloc. Vă spun la modul cel mai serios. De-a lungul timpului am învățat multe lucruri despre femei. Am învățat că femeile sunt mai deștepte decât noi bărbații. Știu, să auziți asta din gura lui Jepcar, te-ai scrântit, bă, cheliose, bă, așa e. Bă, da. Iar noi, dacă suntem bărbați straight, ne joacă femeile cum vor ele. Chiar dacă noi avem impresia că, bine, nu noi, ăia macho, au ei impresia că domină femeile, de fapt, femeile sunt la putere. Bă, pentru femei, s-au purtat războaie mari de tot pentru femei sau de la femei. Deci, femeile sunt foarte deștepte și întotdeauna au controlul asupra bărbaților. Să știți asta de la mine. Deci, Nu este nicio exagerare, nimic. Așa este. În 40 de ani am învățat asta. Oricât de mult ai încerca să îi arăți femeii că o domini, că, deși nu înțeleg de ce trebuie să faci asta, femeia te va domina fix atunci când tu ai impresia că o domini pe ea. Nu înțeleg de ce trebuie să domine, de ce trebuie femeia să fie supusă bărbatului. Femeia nu trebuie să fie supusă bărbatului. Ceea ce auziți în biserică când spune preotul este o mare prostie. Este o mare prostie. Femeia nu trebuie supusă bărbatului, femeia trebuie supusă, adică trebuie să se supună principiului egalității. Identitatea biologică are control, nu ea ca om. Mersi frumos, Laurențiu Spătaru. Nu, eu spun așa. Într-o relație trebuie să existe egalitate. Și vă spun și de ce. Pentru că dacă unul are putere mai mare, întotdeauna celălalt va acumula niște frustrări. Relația care nu este egală de cele mai multe ori se sfârșește prost. Prost. În vremurile în care trăim, să ții o relație este foarte greu. Foarte greu, foarte greu. Îți trebuie nervi tari. Să revenim la Erika Isac. Erika Isac este o copilă. Da? Este o copilă care vorbește în numele femeilor abuzate, bătute de bărbați sau cum să spun, agresate pe net de bărbați. Agresate pe net, pe stradă. Deci, practic, combate cumva bullying-ul. Da? Asta cu bullying-ul n-am înțeles-o niciodată. Adică tu ca bărbat, dacă vei să arăți că ești șmecher în fața unei femei, deci rețineți foarte bine ce vă spun acum și puteți să faceți și un TikTok din asta. Deci dacă tu vrei să-i arăți femeii că ești deștept, regula de bază este să-i vorbești frumos. Vrei să-i arăți că ești deștept? Vrei să-i arăți că ești puternic? Vrei să-i arăți că ești macho? Vorbește-i frumos. Respect-o și doar așa ai o șansă să-i arăți că ești șmecher. În momentul în care i-ai vorbit urât, ca să o impresionezi, în momentul ăla te trece la fraieri. Asta dacă e o fată deșteaptă. Dacă e o fată mai prostuță așa, s-ar putea să o prostești un pic la început, dar după aia își dă seama, oricât de proastă ar fi, că sunt și femei proaste. Stați liniștiți. Deci prostia n-are limite, adică e și la bărbați și la femei. Deci, chiar dacă e ea mai proastă, după aia un pic de creier tot o să aibă în plus față de tine, că își dă seama că ai prostit-o, știi? Și na, îți furcă ciula singur. Dar dacă vrei să o impresionezi, vorbește-i frumos. Bă, ce te costă să-i vorbești frumos? Bine, uite, vezi o fată grasă pe net. De ce trebuie primul lucru pe care... De ce primul lucru care îți trece prin cap să-l faci este să vorbești, să-i vorbești urât și să-i spui fă grasul. Fă grasul, fă baleno, fă nu știu cum. Bă, poate îți trece prin cap asta. Bă, dar lasă-o în pace pe ea, nu... Sau uite, știi cum mai poți să faci? Fii atent! Dacă chiar nu te poți abține și vrei să-i spui fă graso, Bă, scrie în privat, măcar. Știi de ce? Pentru că în public e ca și când te piși pe ea. Bă, frate, e ca și când te piși pe ea și o umilești. Ce crezi că vei câștiga tu în viața asta dacă faci bullying din ăsta public? Ce crezi că vei câștiga? Unde vrei să ajungi în viață agresând femei pe net? În public. Că era vorba despre Mirel ăla din turnul Măgurele. Înțelegeți la ce se referă Erika. Unde vrei să ajungi? Bă, dacă chiar nu te poți abține, efectiv, ia-o în privat și spune, fă graso. Știi de ce? Pentru că s-ar putea să se nască o poveste de dragoste între voi. Nu fără Caterinca. Eu am pățit chestia asta. Deci eu odată m-am luat de una în privat, dar în privat, nu în public. În public niciodată. M-am luat de una în privat, i-am spus ceva de genul că e proastă, dar eu i-am spus că e proastă, ea mi-a spus că sunt bășit, dar nu ne-am jignit. Nu, serios. Deci m-am luat de una în privat. Am agresat-o verbal, m-a agresat și ea pe mine. Mai mult eu pe ea. Și pe aia ne-am întâlnit și ne-am futut. Vă jur, mi-e martor Dumnezeu. Asta s-a întâmplat. Deci, mai mult de atât. Mai mult de atât. I-am spus că este și țigancă. Că era țigancă. Cred că a fost singura dată în viața mea când am... Dar nu i-am spus-o... Nu i-am spus-o la modul peiorativ. Deci n-am fost rasist. Dar putem să spunem că a fost singura dată în viața asta când eu am fost rasist. Între ghilimele rasist. Ne-am întâlnit și ne-am futut. De ce? Pentru că, bă, măcar am făcut-o în privat. În privat, na, îi dai și șansa să se apere cumva. Pentru că tu dacă o umilești în public... Bă, nu-i dai șansa să se apere cu aia. Ea nu se poate apăra acolo. Pentru că este plin de Mirel din turnul Măgurele, care îți vor da like și vor face vor râde așa. Și nu e deloc în regulă. Nu poți să arăți că ești deștept dacă tu umilești o femeie în public. Nu poți să arăți că ești deștept. N-ai cum. N-ai cum să fii deștept. Deci faza cu Mirel din turnul Măgurele este super ok. Adică cum vine pula mea unul Mirel din turnul Măgurele și spune, o vede pe una care e siliconată așa și zice să mă piși pe silicoanele tale. Sau fă tu scârțâi, fă, ești toată plastic. De ce? De ce să-i spui asta? Bă, aia dacă și-a pus silicoane, apropo, aia dacă și-a pus silicoane, aia a avut un complex. Că, na, Dumnezeu nu i-a dat țâțe mari și a văzut la altele că au țâțe mari și și-a pus și ea țâțe mari. Că a vrut țâțe mari. Na, și poate și pentru bărbatul ei, cine știe. Motivele sunt ale ei. Acum nu trebuie să spui neapărat că aia cu silicoane e târfă. Bă, pentru mine o târfă este una care prestează pe bani. Aia e târfă. O știm, adică așa se numește, bă, meseria care datează de când lumea și pământul. Ești târfă dacă îți vinzi corpul pe bani, da? Sau, nu știu, pentru un alt serviciu. Sau târfă este aia care te vorbește pe la spate. Sau ăla care te vorbește pe la spate, că târfele nu sunt doar feminine, sunt și masculine. Și alea sunt cele mai periculoase, ale masculine. Păi, dar altfel nu ai de ce să-i spui uneia că e târfă. O femeie dacă suge pula nu este târfă. Cum ție îți place să-i dai limbi în pizdă, ei îi place să sugă pula. Ce e rău în asta? Ce vezi tu rău în asta dacă ei îi place să sugă pula și ție îți place să-i dai limbi în pizdă? De ce e târfă? Dacă ție îți place ceva anume la o femeie, nu știu... Îți place să o săruți pe gât, să o lingi în buric, să nu știu, poate îi place să sugă pula. Ce este rău în asta? Deci, este o mare greșeală să etichetați o femeie în felul ăsta. De femei veți avea toată viața nevoie. Toată viața veți avea nevoie de ele. Încercați să vi le apropiați. Nu să le îndepărtați. Că veți rămâne vai morții voștri toată viața. Ok, piesa e o mizerie. Adică piesa, din punct de vedere muzical, nu poți să asculti așa ceva, e o vomă. Adică nu-mi vine să mai ascult a doua oară. Gata, am înțeles, ok, s-a tot vorbit de... E un trend de afară. Hai să vorbim și pe partea altă. Bă, e un trend venit de afară. Asta cu feministele, cu vai, noi, femeile, noi abuzate, noi nu știu ce, știi? Femeile sunt niște sfinte, de fapt, că ele... Na, bă, nu există așa ceva. Sunt o grămadă de femei care înfundă pușcăria, că au făcut o grămadă de mizerii. Deci nu putem să generalizăm așa. Hai că nu e chiar așa. Da, normal că nu e bine să bați o femeie, normal că nu e bine să agresezi o femeie, verbal, fizic, în orice fel. Bă, gândiți-vă că pentru o ironie de genul ăsta... Deci eu la un moment dat eram pe un live și am făcut o ironie la adresa femeilor și pentru asta încă sunt inculpat într-un dosar penal. Am un dosar penal din cauza asta. Și mi se pare foarte ciudat pentru că ascultați ce cântă Paraziții, deci ce versuri au Paraziții, în special Chelu. Și după aia comparați cu ironia pe care am făcut-o eu într-o seară. Într-o noapte la ora 2 când eu eram super obosit. Deci, eu ironic fiind, am spus că e bine să-ți bați femeia, că dă-i cu pumnul, dă-i cu piciorul, că arată-i că e șmecher, domne. Pentru asta, eu am un dosar penal. Chelul de la Paraziții, Doamne ferește, nu că aș avea ceva cu el, că îl respect pe Chelu și pula mea. Bă, dar Chelul de la Paraziții este toată ziua pe TV, și se uită 5 milioane de persoane la el. Cel puțin. Și se toată ziua pe TV. Și spune, bă, deci ce spune Chelu pe strofele lui, deci frate, de mult putea să fie judecat. Dar ce treabă? E un pamflet, nu? Dar la mine cu 200 de oameni care erau pe live atunci, pentru 200 de oameni, pentru 200 de oameni, fraților, eu am dosar penal. Pentru 200 de oameni care se uitau la mine. Și mai mult de atât, suspectez că poliția, nu știu, poate nu e așa, suspectez că poliția a plătit doi martori ca să mă dea în gât. Sau cel puțin unul. Că e cu sută coață albă, rău de tot. Nu am voie să vorbesc în momentul ăsta despre rechizitoriul meu, dar vă jur că după ce se va termina toată asta, o să fac public. Ca să vedeți cât de revoltător poate să fie. Eu care am demonstrat de atâtea ori cât de mult respect femeile și v-am spus atâtea lucruri frumoase despre femei, și am adus o grămadă de femei în studio la mine și se uită o grămadă de femei la mine pe live și nu doar cele care scriu pe chat. Sunt unele care îmi scriu că haide, când mai faci farse, că ne e dor de Ghereta de la Romană. Soția lui Potri M. Se uită o grămadă de femei la mine. De ce se uită la mine? Că sunt un jegos cu femeile? Hai, să fim serioși. Deci pentru o chestie de genul ăsta, eu sunt încadrat la închisoare de la 6 luni la 3 ani. Fraților, ascultați-mă bine ce vă spun. Pentru o ironie, eu, apărătorul femeilor, deci asta e cel mai ironic. Eu pentru o ironie, eu sunt stigmatizat și nu doar stigmatizat, ci sunt încadrat la închisoare de la 6 luni la 3 ani. Și dacă îmi recunosc fapta, auziți, mi se reduce încadrarea la 2/3, adică 2 ani, 2 luni sau 3 ani, sau 2 ani. Dar eu nu-mi recunosc fapta, că eu n-am făcut fapta asta. Eu n-am nicio faptă. Da, am făcut o ironie, da, eu nu pot să recunosc că eu chiar, auzi, că eu chiar asta am vrut să spun. Nu, nu recunosc niciodată. Când n-am ce să recunosc, că nu există așa ceva, nu există faptă. Dar am crezut că publicul meu de la 2 noaptea este 100% major și așa ar trebui să fie. Eu n-am nicio vină dacă nu e major. Și 2 la mână, am avut pretenția că dacă eu sunt o persoană cu studii superioare, cei care se uită la mine ar trebui să fie cam de același nivel. Ei bine, nu erau toți de același nivel. Da. Nu-mi dă, mă, nicio suspendare. Nu există așa... Bă, terminați-mă cu prostiile. Am un avocat foarte puternic și nu vreau să vă spun numele lui, n-are rost să vă dau detalii. Am un avocat foarte puternic care a înțeles foarte bine cum stau lucrurile și care mă va apăra în cazul în care ajungem la proces. N-are cum. Este... Bă, deci dacă, fiți atenți, dacă se va întâmpla ca eu să nu să fac închisoare, nici cu suspendare, nici nu se pune problema, doar să iau amendă pentru asta, doar să iau amendă, poate mai înțeleg o amendă, dar normală până la urmă, cumva. Bă, dar dacă ar fi să iau în primă fază, să iau închisoare cu suspendare sau ceva, mă duc la toate televiziunile cu aia. Dar oricum fac apel, fac recurs, fac tot. Bă, dar mă duc la toate televiziunile, că nu există așa ceva. Nu există ceva mai scandalos. Bă, la un moment dat chiar am crezut că am greșit. Adică nu, de greșit am greșit oricum. Că am... Știți de ce am greșit? Că știți cum sunt eu de tâmpit? Am continuat să spun aceeași chestie. Am continuat să spun... Adică în loc să zic, gata mă, hai mă, gata, am glumit. Am continuat să zic, da, domne, nu, că eu sunt în deplinătatea facultăților mentale, că eu, pula mea. Aici am greșit. Eram obosit, frate. Eram obosit, eram după atâtea live-uri, eram vai morții mei. S-a acumulase mult oboseală. Da, eram obosit. Nu eram beat, nu eram drogat, nu eram nimic, eram obosit rău de tot. Și nu mi-am mai dat seama. Și am spus-o așa. Cum vă ziceam uneori, drogați-vă, nu vă duceți la școală, arătați că sunteți șmecheri. Așa am spus-o și cu femeile. Ce mi se pare mai ciudat este faptul că am fost acuzat, că am zis-o și pe aia că eu îmi bat fetița și nu știu ce, și pentru aia au clasat fapta, știi? Că și-au dat seama, după ce au audiat 2 martori, și-au dat seama că nu-mi bat copilul și că a fost pur și simplu o chestie ironică. Deci pe aia au acceptat-o ca fiind ironică, pe aia altă nu. Am fost lucrat de niște milițieni. Și promit că am să vă spun la momentul potrivit, și mă doare în pulă dacă mă ascult acum, mă doare în pulă, frate. Mă doare în pulă. Că știu că sunt urmărit. Mă doare în pulă. Acum am avocat. Până acum și-au bătut joc de mine 2 milițieni. Acum am avocat. Eu am fost de bună credință. M-am prezentat de fiecare dată. Am colaborat cu poliția. Și m-au lucrat 2 milițieni. 2 milițieni și-au bătut joc de mine. Abia aștept să se termine toată chestia asta ca să fac public tot. 2 milițieni m-au lucrat. Să se uite la mine acum, înregistrează. Înregistrează-mă asta. Băi, milițianule care te uiți la mine, înregistrează treaba asta. Ia să vedem. Înregistrează. N-ai, frate, cum. Bă, n-ai cum. Este scandalos cu aia, scandalos. Acum am un avocat care nici măcar nu ar trebui să fie un avocat puternic, extraordinar, vai, mamă, cel mai tare avocat. Nu, frate, eu teoretic pot să mă apăr și singur, dar nu cântărește, adică nu dă bine în fața judecătorilor. Cel mai bine este să te apere un avocat ca să arăți că respecti meseria de avocat și, mă rog, e mai bine așa. Dar eu aș putea să mă apăr singur oricând. Singur, fără avocat, fără nimic. Pentru că ceea ce s-a întâmplat este scandalos. Eu, care am vorbit întotdeauna frumos despre femei, în momentele de luciditate maximă, sau nu neapărat, dar atunci când eram lucid, când... Și atunci am vorbit frumos, pentru că se... Deci, am spus-o foarte clar. Nu mai are sens să mai reiau. O să o spun, dacă o să fie... Deci, după ce se va termina tot, o să fac public. Și o să vă spun cum am fost lucrat eu în toată treaba asta. Dar acum nu am voie să dau detalii din rechizitoriu. Nu am voie. Nu-mi permite legea și nu o să o fac. Pot să spun despre fapta mea, da, dar nu pot să vă dau detalii din... Uite, din asta. Din asta nu pot să vă dau detalii. Aici este plicul cu tot rechizitoriu pe care l-am primit. Ăsta este. Nu pot să vă dau detalii din el. Nu pot, că nu-mi permite legea. Eu respect legea. Dar aș vrea. Aș vrea, dar nu pot. Dar după ce se termină procesul, pot să vă dau detalii. Da, am greșit. Am greșit că am continuat să spun o chestie și nu trebuia să o mai spun. Nu trebuia să continui. Trebuia să spun, gata, bă, a fost o glumă. Am spus, dar am spus după. Dar ceea ce am făcut eu este apă de ploaie. Pe lângă ce vorbește Chelu în piesele lui, e apă de ploaie, coaie. Adică eu, ce am spus, e nimica toată. Ascultați piesele lui Chelu. Uite, intrați pe YouTube, poftim. Intrați pe YouTube, nu pe YouTube, Google, frate, uite, o luăm așa ca la proști. Google.com. Te pup, Edi Nebunul. Edi Nebunul devine măgar. Te pup să treci. Intră pe Google așa și scriem. Fiți atenți ce mi-apare mie pe aici. Ia uitați ce... Bine că nu apare ceva porno, mi-era frică. YouTube Converter, Rapid, Las Vegas, ia la shoot. Asta e ăla cu... unde urmăresc pe Ronaldo la Arabi. Napoli, Barcelona, interviu Putin, Giulești, Namăna, Hermannstadt, bagă la căști, ultimul sondaj politic. Deci e safe. Gata, nu am nimic porno. Ești dacă aveam ce. Și dau așa. Dar nu, pe YouTube trebuie să intrăm. Stați, scuze. Pe YouTube. Chelu despre femei. Și primul lucru care apare când dai pe YouTube scrie Paraziții. Cum să jignești o femeie. Chelu. Toate femeile. Chelu, toate nevestele. Ascultați, fraților, ascultați toate versurile lui Chelu, în special, sau de la Paraziții. Ascultați să vedeți ce spune Chelu despre femei. Și n-am, Doamne ferește, bă, de fiecare dată când o femeie mi-a spus, uite, bă, ce vorbește Chelu despre femei și nu știu, știi ce le spuneam eu tuturor? Bă, nu te mai gândi că Chelu acolo vorbește pe dos. E ironic, e un pamflet ceea ce spune. Adică eu înțelegeam și nu luam niciodată în serios, pe Chelu când spunea că trebuie să calci femeia pe gât sau să-i pui nu știu ce picior în gură sau nu. Deci alea sunt, eu mi-am dat seama că nu trebuie să faci asta și că Chelu nu vorbește. Chelu e și el familist, are familie, are copil, are, bă, terminați cu prostiile cu aia, că ăla e om normal. E om normal, un om obișnuit, dar care în piesele lui are niște mesaje de genul ăsta. Doar că eu cred că el vorbește pe dos. Uite, eu pot să interpretez așa. Nu sunt de la, nu, să fie judecat Chelu, să fie... Nu, frate, nu, dar Chelu are 5 milioane de urmăritori și este toată ziua pe TV. Iar eu pentru 200 de oameni pe live, eu sunt încadrat la închisoare 3 luni la 3 ani. Pentru o ironie. Pentru o ironie, coaie. Dana Budeanu instigă la violența asupra femeilor. Nu-i se întâmplă nimic, Danei Budeanu. Pamflet. La mine nu este pamflet. Nu, la mine nu e pamflet, frate. Deci asta mi se pare total aiurea. Total aiurea, frate. Absolut aiurea. Nu există ceva mai revoltător. Fraților, eu am o părere foarte bună despre femei. Și nu spun asta că știu că mă urmăresc milițienii. Oricum, s-a terminat urmărirea penală. A fost. E gata. Nu știu, dacă mă mai urmăresc, mă doare în pula. Aia e. Să mai strângă probe. Nu, eu nu spun asta. Eu spun asta că eu asta simt. Eu asta simt și am o părere foarte bună despre femei în general. Ei, despre femeile normale. Da? Și dacă am o părere proastă despre anumite femei, nu o fac în public. Adică nu o spun în public. Vorbesc cu cei apropiați mie, poate, dar nu o spun public. Nu intru acum pe... Na, uite, poftim. Freds.net, da? Oana97, nu știu cine pula mea e Oana97 și eu acum să intru să-i scriu aici lui Oana97 fă ce pula mea faci poze din astea ca toate zdrențele. Drențele. Cum ar fi să scriu eu așa ceva cu aia? Una, Oana 97, pula mea, habar n-am cine e. Stai în pula mea să șterg, să nu dau dracu send. Despre asta e vorba, despre Mirel din turnul Măgurele. Na, ce poți să zici prost despre fata asta? O fată care și-a făcut o poză undeva prin Grecia, probabil, nu? Și-a făcut și ea o poză și... Aia e. Ce să zici despre ea? Hai să ne uităm la comentarii. N-are comentarii? Singurul cardio pe care îl fac este să fug de problemele mele. Ba, ok, pula mea, nu știu. Și are ceva? A? Ceva comentarii? Singura mare problemă de care fugi e că areți prea bine. A, deci nu a primit... A, ba da, uite, ia. Hai să ne uităm pe răspunsuri. Nu mai alerga pe stadion și poate așa o să le pierzi. Și încă o chestie. Dar ce probleme ai? Bun, și aia... Ce pot zice, supernatural și cea mai frumoasă domnișoară din univers. Uite, bă, că se poate. Bă, deci pe threads ăsta, bă, mai există și bărbați care vorbesc frumos cu femeile. Fata asta caută și ea un pic de atenție, așa să... Na, știți cum sunt fetele? Na, fată tânără, probabil. Se poate și așa, dar dacă ne mai uităm mult pe threads, dacă ne mai uităm și pe la alții așa, o să vedeți că una tot își primește bully. Așa. Da, să vedeți. Uite asta. Care mai doarme în pizdă. Ce? Care mai doarme în pizdă. Cred că a vrut să... Nu? Trebuie să vedem ce a răspuns lumea. Eu aș putea dormi în a ta. Vezi că se scrie altfel verbul a vrea. Doamnă, dar suntem la televizor... Eu nu, dar mă poți ajuta tu. Ce faci, drăguțo? Îmi place de tine azi? Nu. Ok. Neinteresant. Passenger Princess. Nimic. Am, arată-mi una din asta de la noi. Că sunt o grămadă gagici. Dar vreau o româncă, știi? Ca să vedem ceva. Cristiana Dod. Ia, 5 replies. Bă, ce se întâmplă? Sau a început să fie moderat site-ul ăsta Threads? Că de obicei își lua o grămadă hate fetele astea. Deci cum punea o gagică o poză din asta, pac și hate-ul. Dar vreau o româncă. Unde pula mea găsești eu? Asta e așa. Nu, nu găsim. Românce, nu? Nu mai postează româncele? Videochatistele noastre, OnlyFans-istele noastre, nu? Da. Uite, Carina X Valentina. Pupic la băieții cu minți pe cocoșel. Hai să vedem replies. Să te duci și la biserică, să pup toate... A, fete. Urâtă ești, sora mea. Poftim. Na. Aba, nu, asta e fată care-i dă bully. Vedeți? Și fetele își dau între ele. Ovidiu 1747. Ovidiu Suciu, coaie. Fiți atenți aici. Na. Deci, hai să ne uităm pe Instagramul lui Ovidiu Suciu. Pula mea. Ovidiu Suciu zice așa: vrei să mă pupi în pulă? Dar nici măcar cu semnul întrebării, adică vrei să mă pupi în pulă? Vrei să mă pupi în pulă? Vere, zici că ai pizda în gât. Ia uite ce zice asta. Vere, zici că ai pizda în gât. Și vine aici șmecherul ăsta, GOXRRV, numai drujbe de femei să mor aici. M-a căzut și asta. Drujbe de femei. Hm? Deci, ăștia sunt șmecherii, frate, care își dau cu părerea pe net. Cine e asta? Ce-ai făcut, Rembo, șmecherule? Ai luat 4 șeptari. Ești bine de tot. Ești bine, tată. Ia uite, frate. Și cam atât. Da? Pula mea. Piesa Macarena este slăbuță. În concluzie, slăbuță nu neapărat ca mesaj. Ca mesaj este ok în mare. Chestia aia cu protejatul, că de cine să mă protejezi în pula mea, nu faptul că zicem pula mea e așa un pic de discutat, ci pentru faptul că, bă, femeile chiar au nevoie să fie protejate uneori. Pentru că nu se pot apăra. Bă, frate, femeia nu este în stare să desfacă o sticlă de apă. Deci eu vă spun, deci eu facem un test. Luăm 10 femei de pe stradă, dar nu din alea grase, batoze, știi, că alea au și forță. 10 femei clasice, normale, și le punem să desfacă o sticlă de apă. Și o să vedeți că nu pot, nu sunt în stare. Și apelează la cineva care poate să desfacă, adică pula mea. N-au forță, de asta vă spun, că nu se pot apăra. Nu se pot apăra, deci nu e... Ăsta e adevărul. Și când spun ele că vor să fie protejate, nu vor să fie protejate neapărat de vreun bărbat care vine să le bată. Nu. Vor să se simtă sub aripa caldă a celui care le iubește. Pula mea. Ca să fiu și eu ca ea să zic, ce pula mea. Și dacă fata asta n-are nevoie să fie protejată, asta e așa un pic o chestie feministă. O înțeleg. E și copilă. E normal așa. E ok felul în care gândește. Dar nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Tu ca bărbat, tu din start, dacă o iubești, ești obligat să-i garantezi protecția ta. că iubirea vine la pachet și cu nevoia de a proteja persoana iubită. Dar și ele trebuie să protejeze la rândul lor. Și o femeie care iubește un bărbat, îl protejează. Deci, încă o dată, nevoia asta de protecție, de a fi protejat, o are automat și un bărbat. Și un bărbat simte nevoia de a fi protejat de o femeie. Știu că pare ciudat, dar așa e. Să fie cineva care ține cu el, care îi ține partea. O femeie care iubește un bărbat se pune în fața lui în cazul în care un alt bărbat îl atacă pe bărbatul ei. O femeie care iubește se pune în fața și se dă tare la ăla. Ce faci, mă? Ce pula mea vrei? Știi? Logică. Ar trebui să fie invers. Teoretic, că ăla are mai multă forță decât ea. Dar femeia, dacă îl iubește, face asta că simte ea, că îl protejează ea. Chiar dacă ăla o ia și o trage, pleacă, fă de aici, ce te bagi tu, fă, știi? Dacă îl iubește pe ăla, se bagă în față. Adică asta înseamnă dragoste până la urmă. Nevoia de a fi protejat, protejată, și dorința de a, instinctul de a proteja mai departe. Așa funcționează lucrurile. Păi voi nu înțelegeți. Voi nu înțelegeți, frate, că n-aveți cum să înțelegeți. Unii dintre voi sunteți copii. Și când spun copii, mă refer și la aia de 20 de ani. Tot copii sunteți. O să înțelegeți la un moment dat. Asta cu ce spune Erika, cu de cine să ne protejați sau de ce să ne protejați, așa ca să braveze ea un pic, zic eu. Deși poate să aibă dreptate în anumite privințe, dar e mai mult așa o chestie de bravură. Dar mesajul piesei este unul ok. Că femeile nu sunt curve, nu sunt sclave, nu sunt jucării sexuale, nu sunt, adică chiar nu sunt. Și nu trebuie privite ca niște, nu trebuie să priviți femeile ca pe niște bucăți de carne. Deși ele sunt niște bucăți de carne, cum suntem și noi, ce să vezi, că din carne suntem. Dar nu trebuie să le privim așa. Din păcate, bărbații din noua generație nu prea mai știu să respecte o femeie în adevăratul sens al cuvântului. Sau o respectă un pic la început să o impresioneze și după aia să pișe pe ea. Nu știu, că ori fi prea copii, că se maturizează mai greu, că... na. Dar nu știu să respecte o femeie. Mie mi-au trebuit vreo 30 ceva de ani ca să-mi dau seama cum se face treaba asta. Din păcate. Ok, nu bat femeile, n-am bătut în viața mea o femeie. Bine, le-am bătut, dar la cur. Gen, știi? Stai că trebuie să să stați așa, că trebuie să spun mereu, oulo, cum să... Că cine știe, poate... taie unul de pe și pune pe TikTok, că așa am pățit-o și cu dosarul penal, taie unul, scoate din context și zice că eu bat femeile. Nu. La cur le bat. Da? Când le fut, le bat la cur. Dar nu, e urât să spun când le fut, când mă fut cu ele, adică verbul reflexiv a se fute, a te fute. Da? Deci când ne futem, că dacă spun le fut, sună așa un pic la modul peiorativ, așa poate să zică feministele. Nu, ne futem, adică eu le dau la buci și ele mi-au pula în pizdă. Că nu prea au ce să fac altceva, adică și mă mângâie pe spate, mă cuprind așa de spate și mă mângâie pe spate în timp ce eu le fut, adică le bag pula în pizdă. Asta se întâmplă, frate, din păcate, îmi pare rău să vă spun, dar nu v-a adus Barza. Dacă ați avut impresia că v-a adus Barza, nu v-a adus Barza. Da, mă mai freacă pe, știi, mă freacă pe burtă, pe spate, pe alea, pe alea. Deci, așa am bătut femeile peste buci. Deci așa le-am bătut peste buci, da? Peste buci când le luam capră. Ca să nu se înțeleagă altceva. În rest, n-am fost în viața mea violent cu o femeie. Verbal am fost. Am mai fost, e adevărat. Recunosc, nu pot să fiu... Dar de mulți ani n-am mai fost. De foarte mulți ani. Cred că sunt 8 ani, 10 ani de când n-am mai agresat verbal o femeie. Da, verbal... Dar verbal nu, nu, stați un pic, să nu mă înțelegeți greșit. Nu credeți că i-am zis unea pe stradă, fă jegoasul, nu, 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 nu. Cu cele care au fost mai apropiate mie, să zicem. Deci, piesa Macarena, din punct de vedere muzical și din punctul meu de vedere, slabă. Din punct de vedere al mesajului, e ok. E ok. Merge. Merge. Deși o duce așa un pic în extremism, în feminism extremist așa, dar merge, merge, e ok. E ok. Videoclipul bun. A, stați un pic. Videoclipul bun. Bun. Bun videoclip. Am înțeles perfect ce vrea să spună. Foarte bun videoclipul, chiar foarte bun. Și-a atins targetul. E în top în tendință, da? Ar fi bine ca puștimea asta să înțeleagă mesajul Ericăi și să învețe să se poarte mai bine cu o femeie. Ar trebui să o ia ca pe o lecție de viață. Această piesă Macarena. Și sincer nu înțeleg de ce Macarena, da, e viziunea ei, da. Artista este artistă și nu trebuie judecată pentru viziunea sa artistică, da? Macarena o puteți asculta și voi dacă n-ați făcut-o încă. Am ascultat-o odată și încă o dată că am vrut să mai aud odată prima strofă și atât. Și nu cred că o să mai ascult vreodată, poate doar fără voia mea. Da, se și victimizează, e adevărat. E, victimizarea asta e marketing. Voi nu vă dați seama. Stați așa. Bun. Ovi. Bă, fraților, nu știu, voi v-ați uitat la Ovi în ultima vreme? Fiți atenți. Pe dacă voi spuneți că se victimizează Erika, hai să ne uităm la Ovi. Deci, Ovi stă ce stă și scoate un clip din ăsta, gata, the end, aruncă FIFA la gunoi, nu mai suportă. Deci el a avut la un moment dat un clip cu multe vizualizări și și-a dat seama că din când în când trebuie să mai facă ceva de gen. Victimizarea, apocalipsa, vinde cel mai bine de obicei. Gata. Ovi aruncă FIFA la gunoi. Uitați-vă și voi. The end of EA Sports FC24 is here. Și el a mai avut toată un clip cu EA Sport, EA FC is dead. RIP EA. The end of the FC24 Road to Glory. Thank you, EA Sports. Păi și eu nu înțeleg că el face 20-0. Adică el scoate maxim la Weekend League. Dar victimizarea asta e cel mai bun marketing. Și după aia I completed 90 Evo Udogi Future Stars. Deci următorul clip el scoate că a făcut SBC-ul lui Udogi. Bă, fraților, mie mi se pare foarte tare. Voi ce părere aveți? Mie mi se pare genial ce face. Deci victimizarea asta. Și mai e o chestie. Cu freza asta pare bătrân Ovi coaie. Vouă nu vi se pare? Bă, să-mi bag pula, arată mai bătrân decât mine. Uitați-vă la el ce față de bătrân are. Vă rog eu frumos, uitați-vă cu atenție. Uitați-vă la poza asta de aici. Ia uitați-vă coaie. Băi, mâncați-i și pula ta. Parcă eu am 30 și el are 40. Mie îmi place foarte mult ce face Ovi. Deci el și-a dat seama ce vinde. Pentru că dacă vă uitați la vizualizările lui de pe contul global, nu prea mai sunt, vedeți? 8.000, 5.000, 8.000, 5.000, 7.000, 8.000, cam slăbuțesc așa. Pe aici ce mai are 10, 11.000, 6.000, 8.000. Până și la ăsta cu Crasii a scos 5.600, foarte puțin, știi, pentru faptul că el are 737.000 de abonați, dar e și greu să rămâi relevant la nivelul ăsta, adică trebuie să vii cu ceva. Și uite cu ce a venit. Ia uite, 14.000 de vizualizări. Vedeți? Ce înseamnă să dramatizezi un pic? 14.000 de vizualizări. Din start, că lumea asta vrea să vadă coaie, lumea vrea să vadă dramă. Asta vinde, drama. Drama coaie. Drama este numărul 1 peste tot. Sau uite, l-a pus pe text 11.000. I got Toti CR7 the best card din FC24. No. Deci, ia uite, iarăși aici a aruncat FIFA la gunoi. Complete this game changer SBC or delete FC24. Deci, uitați-vă și voi ce 14.000. Ia uite. Vedeți? 14.000. Asta înseamnă coaie marketing. Super tare coaie. Asta e FIFA până la urmă. Dar vreau să mergem, vă rog frumos, la Buțan, că n-a mai fost de mult. Sunt Cristiano Ronaldo pentru 24 de ore în GTA 5. Deci el este Cristiano Ronaldo și bineînțeles poză lângă Cristiano Ronaldo. El este Cristiano Ronaldo pentru 24 de ore în GTA 5. Băi, nu, este genial. Hă? Lionel Messi m-a salutat la primul meci când am fost să-l văd. Aoleu! Lionel Messi m-a salutat la primul meci când am fost să-l văd. Parcă îl și văd pe Messi cum îl căuta pe Buțan așa pe-n tribună cu vedere așa, știi? A, salut Buțan! Ce zici, băi, Buțane? Ce-a făcut, Buțană? Și nu știu dacă observați, dar Buțan a stat lângă el pe banca de rezerve. Deci uitați-vă, uitați-vă coaie ce înseamnă marketing adevărat. Deci Lionel Messi m-a salutat la primul meci. Deci voi vă dați seama, voi vă dați seama că l-a salutat Messi coaie. L-a salutat Messi. Ideea este că e content clean, frate. Până la urmă, chiar dacă este clickbait, e content clean. E un content foarte ok. Foarte, foarte ok. Bă, dacă toți copiii care sunt gameri, care se joacă FIFA, s-ar uita la Buțan, bă, n-ar fi nicio problemă. E un YouTuber care merită urmărit. Și, în general, puștanii care sunt microbiști, bă, dacă s-ar uita la Buțan, chiar ar fi ok. Pentru că, până la urmă, e un show, da? Omul face show. Bă, n-ar fi nicio problemă dacă s-ar uita la Buțan. La Buțan, la Ovi, și la X-Breaker, content clean. Că fac eu, Caterin, că pula mea, cu aia, eu la 40 de ani când văd așa ceva și așa ceva titluri din astea, că m-a salutat la primul meci. Pe el îl salută aici, mă. Nu e ca și când Messi salută publicul. L-a salutat pe Buțan, în special pe Buțan. Dar, până la urmă, nu minte cu nimic, că chiar l-a salutat din moment ce era acolo și a salutat lumea. L-a salutat și pe el automat, nu? Așa se face. Bun. Acum să vorbim despre un subiect poate mai sensibil decât Erika cu a ei Macarena. Interviu cu Putin. Acum vreau să vă întreb, fiindcă chestia asta... Bine, eu poate că sunt și pasionat de istorie așa și poate din cauza asta. Vreau să vă întreb sincer, ați văzut interviul cu Putin? Integral? Bună seara, sunt rapidiști și sunt ieșan. Dacă mâine la meci mă ridic și stric Forța Rapid, ce se poate întâmpla? Absolut nimic, Bogdan Cojocaru. Publicul din Iași este foarte ok. Doar să-ți iei o cască de protecție la tine, că... Na. Integral nu. Nu. Am văzut doar o oră din el. Și a fost o mizerie în mare parte. Ok, părerea ta. Am văzut o oră din el. Nu. Bun. Fraților, eu am trăit cu poveștile bunicii mele, am crescut cu poveștile bunicii mele, care mi-a spus că în al doilea război mondial au trecut pe la ea pe acasă atât naziștii cât și rușii. Naziștii s-au purtat impecabil, au fost super giorno, iar rușii, cei mai bulangii, cei mai jegoși, furau găini, porci, mai futeau și pe câte una, mai cu japca, mai cu nu știu ce. Deci eu cu asta am trăit, fraților. Cu o scârbă față de ruși. Nici acum nu mi-a trecut foarte mult această scârbă, dar așa i-am privit pe ruși tot timpul. Ca pe niște bulangi. Niște bulangi în sensul ăla, de jegoși. O nație jegoasă. Le-am studiat istoria de-a lungul timpului. Mi-a plăcut foarte mult istoria Imperiului Țarist și cum s-a dezvoltat Imperiul Țarist. Nu mi-a plăcut istoria stalinistă și văd în Stalin un mare criminal, poate mai mare decât Hitler. Însă Rusia nu mai este de mult ce a fost odată. Fraților, vreau să vă spun o chestie. Întotdeauna Eu am considerat că și rușii și americanii sunt la fel de dracu. Și acum gândesc la fel. Dar interviul cu Putin este wow. Wow. Deci nu-mi vine să cred ce am văzut. Deci eu am rămas șocat după interviul cu Putin. Mie mi se pare că tot ce știam până acum, tot ce am învățat până acum, a fost așa o propagandă mincinoasă. Evident, evident, există un sâmbure de adevăr. Dar mie mi se pare că nu știam nimic. Și am să vă spun așa ca idee. Primele 10 minute trebuie să fii tare ca să reziști, 15 minute chiar. Deci dacă vrei să te uiți la videoclipul ăsta cu interviul lui Putin, trebuie să reziști primele 15 minute. Dacă treci de primele 15 minute, au mai fost cazuri când m-am uitat la un film și a trebuit să rezist primele 15 minute, care au fost greu de digerat. Dar după aia filmul excepțional, în rest. La fel și interviul. Eu, uite, habar n-aveam că Putin este atât de cult și atât de inteligent. De fapt, nu pot spune atât de inteligent, că inteligent nu suportă grade de comparație. Deci, că Putin este un tip atât de cult și inteligent. Eu habar n-aveam. Pentru că niciodată nu l-am urmărit. Eu pe Putin l-am considerat un dictator care a invadat Ucraina. Așa l-am considerat pe Putin. Și știți cum l-am considerat eu pe Putin? Un țărănoi. Așa credeam eu despre Putin. Un țărănoi. Un țărănoi bășit. Vadim mai cult decât el. Nu știu. Nu contează. Bă, eu pe Putin l-am considerat un țărănoi, văzându-l în toate aparițiile lui, pe la TV, pe la pula mea. Eu l-am văzut pe Putin ca pe un țărănoi. Zic, bă, ce țărănoi, știi? Bă, nu e țărănoi cu aia. Am cunoscut un alt Putin. Nu știu, poate un Putin care joacă un rol. Sau nu știu, cum spun ăia din propaganda americană, că unii, că vezi, Doamne, nici nu era el, că era o dublură. Că Putin de mult nu mai apare el pe nicăieri și că are o dublură care îl... Deci eu am cunoscut un alt Putin. În interviul pe care o să-l vedeți, dacă o să aveți curiozitatea, o să vedeți că tot ce a știut până acum despre Putin pică. Fraților, tot internetul la care noi avem acces este controlat de americani. Tu dacă intri pe Google și vei să cauți ceva despre Putin, în favoarea lui Putin, nu găsești. Eu a trebuit să schimb motorul de căutare ca să găsesc, să citesc, pentru că știi ce s-a întâmplat după interviul lui Putin? Am căutat să citesc, să mă documentez, pentru că am început să-mi pun întrebări. Interviul lui Putin este, a fost realizat de un reporter american care, fiind american jet be jet și crescut, care trăiește în America și crescut în America, își pune întrebarea simplă: cum e posibil ca stațiile noastre de metrou să pută, să fie pline de aurolaci mizerabile și să-ți fie frică să mergi noaptea printr-o stație de metrou din America? Pentru că în totală antiteză, stațiile din Moscova, stațiile de metrou, sunt niște muzee. Da, muzee care ilustrează victoria socialismului din Rusia, din Imperiul Țarist și din Uniunea Sovietică. Dar nu are importanță. Sunt niște muzee. Deci dacă vrei să afli să te delectezi cu istoria Rusiei, te duci cu metrou. Mergi cu metrou. Acum, da, probabil că prin alte orășele de pe lângă Moscova sau de pe lângă Sankt Petersburg arată mult mai nasol. Bă, dar nu știu, frate, eu n-am văzut așa ceva până acum. Eu n-am văzut să arate metrou în nicio țară și am fost în multe țări cu metrou. Eu n-am văzut să arate atât de frumos. Și americanul își pune problemele astea. Bă, frate, de ce la noi? A, americanul își pune următoarele probleme. Bă, de ce? Cât timp a fost Trump, nu a fost niciun război. Cum a venit Biden, e război. Sunt două războaie. Și mai mult de atât, Biden îl provoacă pe Putin și îi spune SOB, adică son of a bitch. Adică, bă, tu ca lider mondial nu provoci un alt lider. Că nu e bine pentru poporul tău, coaie, lasă că ai tu ambițiile tale de președintele pulii. Bă, nu provoci un alt lider. Că poate să iasă război și ne bași și pe noi, futu-ți morții mătii, ne bași și pe noi în război. Că dacă Putin acum își face și el damblaua, că o fi și ăla muist, ca și tine, că e posibil să fiți amândoi muiști, nu doar tu, nu doar el, bă, dar ne bași pe noi în război cu aia. Pe mine, pe voi ăștia care vă uitați acum pe chat. Nu există tu să provoci, tu ca lider mondial, să provoci un alt lider mondial care știi că îți este, nu știu, egal sau inferior, dar tot pe acolo, așa, ca putere. Sau cel puțin din punct de vedere nuclear, ăla e peste tine. Ce pula mea vrei tu? De ce îl provoci tu pe ăla? Un președinte, bă, trebuie să fie un monument de diplomație. Unde este diplomația lui Putin, lui Biden? Bă, măcar Putin este diplomat cu aia. În tot interviul, Putin este foarte calm, nu este senil, așa cum este Biden, care nici măcar nu știe pe ce parte să iasă după ce termină interviul, că e aiurit, e pula mea. Putin ține o lecție de istorie incredibilă, impresionantă și este foarte înțelept. Are cuvintele la el întotdeauna. Și eu cred că știe și engleză, dar ca să fie mai lejer și ca să se descurce mai ușor cu interviul, a preferat să vorbească în limba maternă. Dar eu sunt convins că știe și engleză. Deci, Putin este diplomat, Putin care e dictatorul, invadatorul Ucrainei, pula mea. Voi știți că eu primesc mesaje de la Revolut. Susține Ucraina, donează pentru Ucraina. Păi, ești prost. De ce să donez eu pentru Ucraina? Ca ce chestie? Eu să donez pentru Ucraina, nu donez nimic. Eu iau un copil de pe stradă, un copil amărât și îi dau să mănânce. Păi de ce să donez eu pentru Ucraina? Hă? Nu, coe. Fac alte acte umanitare. Nu să donez pentru Ucraina. Nu am nicio treabă. Ideea este următoarea, că nu vreau să vi-l ridic în slăv pe Putin. Eu doar vreau să vă spun că după interviul lui Putin mi-am pus niște întrebări. Bă, fraților, mi-am pus niște întrebări. Și dacă vă uitați la mine și sunteți 200 de persoane acum, eu cred că vă dați seama sau știți că omul pe care îl urmăriți voi de atâta timp este un om inteligent. Poate unii dintre voi credeți că m-am scrântit. Dar eu consider că sunt un om inteligent. Că nu mai rezistam, dracu, atâta timp pe YouTube-ul ăsta dacă nu eram inteligent. Interviul cu Putin mi-a dat mare mindfuck. 3 zile după aia în continuu am citit numai despre Putin. Că mie îmi place să mă documentez. Pentru că mi-am dat seama că tot ce am aflat până acum nu e chiar așa, frate. N-a fost chiar așa, adică cumva am fost indus în eroare. Nu, frate, nu sunt prorus. Ci că ai devenit prorus? Nu! Dar îmi doresc să vizitez Moscova. Bă, pentru a vedea o altă cultură. Deci, în primul și în primul rând, când spun Rusia, eu mă gândesc la cultură. La baletul rusesc, la... Deci, Rusia este un monument de cultură. Vreau să văd cum arată Rusia de fapt. Și pentru rusoaice, da. Exact. Ai băut apă după Bogdan Stoian? Pe cuvântul meu că nu. Pe cuvântul meu că nu. Nu sunt putinist, nu sunt rusofil, nu sunt ăsta pro-rus sau mai... Dar mi-a stănit imaginația și curiozitatea. Pe cuvânt. Pe cuvânt. Ce ai luat de la Stoian? Pe cuvântul meu vreau să vizitez Moscova. Bă, nu știu, interviul lui Putin m-a lăsat mască, așa, nu mi-a venit să cred. Eu îl priveam pe Putin ca pe un țărănoi, coaie în pula mea. Nu e. Fraților, nu e. Țăran, nețăran, bă, dar e cult, frate, și este doxă de istorie. Meseriași. Nu sunt nici pro-rus, nici pro-american. Diferența este că n-am fost niciodată pro-american. Niciodată. Niciodată. Eu când jucam Red Alert, ca să ne înțelegem, când jucam jocul la Red Alert 2, jucam cu Libia. Deci mie îmi plăceau libienii. Deci când jucam Red Alert, eu jucam cu Libia. Trimiteam mașinuță de alea de bubuie. Deci eu nu sunt nici pro-rus, nici pro-american. Nu haleam, n-am halit niciodată americanii. De asta nu mi-am dorit niciodată să ajung în America. Totuși e singurul interviu cu Putin pe care îl vezi cap-coadă? Da. Da, Bogdan, pentru că nu am vrut să mă uit până acum la Putin. Nu am vrut să, n-am avut ochi să-l văd. La fel cum am privit toți președinții americani, așa l-am privit și pe Putin. Am avut întotdeauna o mare scârbă față de ruși. Și față de americani. Dar față de ruși, în primul rând. Acum mi-ar plăcea să vizitez Moscova și mi-ar plăcea să mănânc borșul făcut. Că după aia am început să intru pe YouTube și să văd și eu vlogger din ăștia care au fost în Rusia. Dar europeni, evident. Și un englez s-a dus la una acasă, la o rusoaică și a făcut aia borș. Mamă, vreau să-mi facă și mie rusoaica un borș. Legea. Ați văzut? Stați că vă arăt acum. Englishman Moscow. Asta e. Deci să vă uitați la ăsta. Deci aici sunt stațiile de metrou. Englishman in Russia. Deci omul este englez, da? Și se duce în Rusia și face tot felul de vloguri. Uite, deci de acum 4 luni are 425 de milioane de vizualizări. Știți cine i-a... Știți care sunt cei care au făcut vizualizările astea? Sunt aia care s-au uitat la interviul lui Putin. Care, apropo, nu este în trending. Voi cum vă explicați? Uite, intrăm aici pe YouTube, deschidem un alt YouTube și căutăm interviu Putin. Ia uite. 18 milioane de vizualizări. și nu este în trending. 18 milioane de vizualizări acum 2 săptămâni și nu este în trending. Vă dați seama? La 1 milion de like-uri, la 1 milion de like-uri să nu fii în trending? Vă dați seama cât de controlat este YouTube-ul ăsta de american, de propaganda americană? Nu e. Și am căutat și eu. Și uitați-vă și voi cum arată stațiile de... Hai să dăm așa. Uitați-vă și voi cum arată, fraților. Mie nu mi-a venit să cred. Priviți cum arată stațiile de metrou din Rusia. Muzee, coaie. Efectiv. Toate stațiile de metrou sunt muzee. În Moscova, da? Și omul se plimbă cu metrou. Păi, deci, uitați-vă la candelabrele alea în pula mea, cum arată, la... Deci este absolut fabulos. Da, bine. Cu propagandă rusească, cu pula mea, ok. Sovietică, țaristă și așa mai departe. Dar uitați-vă și voi cum arată. Fără grafiti, fără cerșetori, fără... Și uitați-vă, mai mult de atât, uitați-vă cum este îmbrăcată populația. Cum sunt... Uitați-vă ce metrouri au. Să vedeți cum au încărcătoare USB. Deci poți să-ți încarci telefonul în metrou cu încărcare fast. Chiar dacă ai iPhone, chiar dacă ai Samsung. Acum oricum și iPhone are USB, noul iPhone. Bă, uitați-vă. Bine, eu m-am uitat la tot clipul, vă dați seama. Deci, na. Bă, e mișto rău de tot, coaie. Mie nu vine să cred. Nu vine să cred așa ceva. Eu nu știam asta. Nu știam că există așa ceva. Nu știam. Spre rușinea mea. Atât de scârbă mi-era de Rusia, încât nici nu știam. Ce prost ești, Macu. Dar să derulăm așa un pic. Ia uitați. Deci că trebuie să-i freci nasul acestui câine ca să ai noroc. Că e o tradiție locală. Uite. Vedeți că știu. Am învățat niște lucruri. Uite ce... Dar uitați-vă cât de mișto sunt îmbrăcați rușii. La modul cel mai serios, cu aia, fără nicio vrăjeală, fără nimic. Unde sunt trepărea? Unde sunt ăia îmbrăcați de la vagabond? De la... Uitați-vă cum arată rușii, cum sunt îmbrăcați cu aia. Ia uitați-vă. Uitați-vă cât de mișto sunt îmbrăcați, cât de simplu, coaie. Că așa îmi place și mie să mă îmbrac, mie îmi place să mă îmbrac simplu. Ia uitați-mă, ia uitați-mă cum sunt îmbrăcați. Ia uitați cum se face curățenie. Ia uitați-vă. Uitați-vă cum arată, coaie. Și că hai bă cu păcănele. Băi, eu vă prezint aici ceva interesant și MVP zice hai bă cu păcănele. Ce... Dar măi, e lumea decentă, coaie, îmbrăcată decent. Fără opulență, fără... Și suntem în Rusia aici, da? Ia uitați mă, băncile mă, coaie, bă coaie. Cum arată mă băncile de la metrou? Cu marmură pe pereți, cu... Bă, păi nenicule, bă. Ia uitați-vă, mă. Bă, ți mai mare dragul, coaie. Și toate stațiile sunt așa. Ia uitați aici, fiți atenți. Ai posibilitatea să selectezi? Aici scrie Latin. Deci, dai în alfabetul latin și... Uite. Te duce pe... Deci nu te pierzi. Și astea sunt stațiile. Și uitați cum arată. Metro. Ia uitați. E cu touchscreen, cu tot și poți să-ți și încarci telefonul fast. Ia uitați-mă cum arată altă stație. Hai că intrăm în altă stație. Uite. Fiți atenți, gagica asta postează ceva pentru Instagram, nu știu, pentru o rețea de socializare, probabil, sau poate nu pentru Instagram, poate pentru VK, știți că ei în loc de Facebook, ei au asta, vk.com, probabil, nu știu. Știți, asta este Facebook-ul rusesc, VK. Aveți cont aici? Eu n-am. Da. Este alternativa la Facebook. Alternativa rusească la Facebook. Da? Și gagica asta postea, face niște poze. Uitați-vă cât de decentă este gagica asta cu aia. Nu contează .com, .ru. Uitați-vă cât de decentă este fata asta cu aia. O rusoaică. Și uitați-vă și voi cum pozează. Cât de mișto. Păi n-ai de ce să ai cont, Gabi, că nici eu nu am, dar zic așa ca idee. Na, uitați-vă ce e pe tavan. Na, uitați ce poze face rusoaică. Și nu știu dacă știți ce sunt astea, știe cineva ce sunt astea, ia scrieți pe chat acolo dacă știți ce sunt astea aici. Scrieți pe chat acum, că nu știți. Hai să vedem dacă știe cineva. Scrieți ce reprezintă astea tubulare așa. Ce sunt alea? Sobă cu căldură la funduleț, cazan de țuică, sobă, butoaie de vin. Altcineva, George Simion, vlog 24 de ore cu Putin. Butelie, coșuri de gunoi, să stingi țigarea, bombă, boiler. Altceva, bancă să stai pe ea, centrala, butelia lui mamaie. Acolo bagă Putin capetele morților pe care îi aruncă de la etaj. Dacă nu ești cu minte, iei galben și stai pe bară. Bombe, cavou, curul lui Jepcar. Nu știe nimeni cu aia. Nu știe nimeni, nimeni nu știe. Ventilatoare. Bine, stați liniștiți că nici eu nu știam. Deci nu mă iau de voi acum să zic, bă, ce proști sunteți că nu știți. Stați liniștiți că nici eu nu știam. Acolo e Navâlnei. Săracul Navâlnei. Chiar îmi pare rău, frate, deci... Acum nu știu, l-o fi omorât Putin, nu l-o fi omorât, dar... A murit. Haideți că vă spun eu ce e cu aia. În cazul în care s-ar întâmpla să existe un bagaj suspect și ar fi o alertă cu bombă, ar veni imediat jandarmeria, ar lua pachetul suspect și l-ar băga aici. Rușii spun că bomba ar exploda în chestia asta și ar reduce foarte mult pierderile umane. Adică ei spun că aproape de zero. Adică e o chestie care efectiv neutralizează bomba. Muie și tu și Dan Voiculescu și toată Antena 1. Exact. Eu habar n-aveam. Pe cuvântul meu habar n-aveam. Deci în cazul unei bombe, se bagă bomba aici în asta și că asta reduce mult de tot. Bubuie și prin asta, cred, dar nu așa rău. Suge bomba. Uite, zice bine Răzvan Pahunț. Suge bomba. Ahmed știe? Păi și mai ai timp să bagi bomba? Eu asta nu înțeleg. Da, e vorba de bagaje din alea suspecte lăsate în stațiile de metrou, cum se mai practică și până în America. Unde acolo chiar există amenințare cu bombă mai mereu. Și nu numai în America, și în toată Europa. Până... Nu știu dacă știți, dar din păcate Europa e plină de alerte cu bombe. E, aici se bagă bomba în asta și... Și că moare doar genistul. Exact, vine genistul, bagă aici. Nu, s-ar putea să nu moară nici genistul. În fine. Uite. Așa. Uitați-vă cât de mișto sunt îmbrăcați puștanii. Cât de decenți sunt. Uitați-vă toți puștanii ăștia coaie, cât de mișto sunt îmbrăcați. Dacă mi-arătați pe unul îmbrăcat nașpa, bine, viziunea voastră nu știu ce înseamnă nașpa, dar pentru mine mi se pare super ok, sunt super decenți. Uitați-vă și voi, coaie, muzeu la metrou, coaie, muzeu la metrou. Și dacă ai ultimul tip de Samsung, poți să dai, să faci un cerc așa pe ecran unde să faci o poză, dai, faci un cerc așa pe poza pe care ai făcut-o și ți-o găsește Google-ul și îți spune toate datele despre statuia respectivă, că nu știi ce reprezintă. De unde pula mea să știi? Ia uitați metrourile cum sunt cu aia. Cu încărc... Băi! Cu mufe USB cu aia. Dă-te-mi pula mea. Dă-te-mi pula mea. Mufe USB peste tot. Îți încarci telefonul cu aia dacă nu mai ai baterie. Uitați-vă și voi. Mufe USB peste tot. Și este USB 3.0 că m-am documentat. Și toate gurile de metrou la ei sunt și pe post de bunker. Exact. Exact. Uitați-vă și voi. Cum arată metrou? Na, ia uite. USB 3.0. Și vedeți că este 3.0, da? Sper că vă dați seama că este 3.0, că este albastru. Se vede clar aici. Uite, în poza asta, în captura asta se vede. Ia uite. USB 3.0. Nu sunt, frate, figuri. Nu sunt figuri. Băi, Futerman. De ce să fie figuri? Eu nu consider că sunt figuri. Dar e chiar o chestie foarte utilă. Gabi zice, mă piși pe stațiile lor, sincer, trecutul nu se uită orice ar fi. Da, într-adevăr, trecutul e nașpa, că noi am avut 50 de ani de comunism, din păcate. Asta da. Asta da. Am fost 50 de ani sub comunism, rușii și-au bătut joc de țara noastră. Din păcate asta nu putem să... Nu o să uităm niciodată. Dar nu mai e de mult Rusia aia. De ce trebuie să mai fie tot aia? Tezaurul e la ruși? Da, așa este. Nu pot să neg. De asta i-am și privit până acum așa pe ruși. Uitați-vă ce sistem underground au. Au cel mai tare sistem underground din... Adică mai tare nu e decât în Japonia și în Coreea de Sud. Altă stație. Ia uitați-vă. Uitați-vă cum arată, mă, de tempula mea. În Rusia e tot comunism? Bă, nu e comunism. Singura chestie nașpa în Rusia, pe care o văd eu, într-adevăr, nașpa rău, este faptul că dacă vrei să ieși în public și să îi dai muie lui Putin, te aruncă băieții de la etaj. În România poți să-i dai muie lui Iohannis și în America poți să-i dai muie lui Biden la muie, dar în Rusia nu poți să-i dai la muie lui Putin, că știi de ce? Că așa au devenit ei puternici, prin reducerea la tăcere a tuturor opozanților. Așa e istoria lor, coaie. Citiți istoria rușilor. Așa este istoria lor. Niciodată n-ai avut dreptul, în toată istoria poporului rus, n-ai avut dreptul să te ridici împotriva liderului. Așa ceva nu există la ei. Pula mea. Ia uitați-vă. Și tot la ăsta, dacă vă uitați pe canalul lui, că eu m-am uitat, afli și... Uite, bă, mâncavaș. Eu m-am uitat la asta, mă, la rusoaica asta. Bine, are buzele botoxate, pula mea. Băi, nene, dar uitați-vă la ea cu aia cum face borș. Deci m-am uitat tot. La tot ăsta m-am uitat și am învățat și o rețetă de borș. Oh, că e bine rău rusoaica. Ia vezi, Rembo, că ăsta o și filmează. Haide. Ia uite. Ha? Bună rusoaica. Ia vezi, mă, Rembo. S-a dus la o rusoaică acasă și a făcut aia borș. Dar ce borș? Dă-te în pula mea, ce borș face asta? Zici că tu știi ce se fut rusoaicele astea. Sunt convins că se fut. Ce pula mea. Logic că se fut. Nu, eu cred că fata asta e virgină. Îți dai seama că a bulit-o englezul. Eu cred că la ea a venit englezul ăsta. Eu, ce ochi frumos are rusoaica. Fut-o în gură să o fot. Altfel fuți cu burta plină. Exact. Mișto, gagica. Ia uite. Hai că e bine ce găoază are. Ei de... Bune rău rusoaicele, coaie. Au ceva al lor. Uitați-vă ce borș face gagica. Să-mi bag pula de nu m-am uitat la tot clipul. N-am derulat deloc. M-am uitat de la început până la sfârșit. Și neapărat vreau să merg în Moscova și să mănânc borșul ăsta al lor. Uite cât de bine e fiartă. Se vede clar cât de bine e fiartă carnea. Că mi-e place să fie carnea fragedă. Mamă, mă apucă foamea, jur. Și eu nu mai mănânc noaptea de mult. Așa, ia uite. Hop. Legea coaie. Și uitați cum arată borșul la final. Mamă, deci arată de splo în gură, jur. Buzele alea cam... Nu știu de ce își pun femeile astea buze, dar... Da, uite ce... Hai că e bine, uite ce zâmbește. He, 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 he. În fine, pula mea. Băi... Mi-am luat mindfuck cu rușii, dar nu cu rușii în sine, mă rog, ci cu interviul ăsta lui Putin. Mi se pare normal că aș fut-o, ce? O zic pe aia dreaptă. Auzi ce zice Alexen, suge asta și sufletul. Seamănă cu femeia lui Montana. Da. Deci, fraților, urmăriți interviul cu Putin. N-am niciun prieten rus. Rus? Nu. Nu cunosc pe nimeni din Rusia. N-am nicio treabă. Și măduva ți-o suge, da. Pleacă mâine Ioniță la chinezi. Foarte bine să plece dacă nu mai are loc aici și de ce să mai stea. Are și el o vârstă. Da, am un prieten Ruslan sau Rusul 97. Uite, vedeți că am un prieten rus? Băi, ideea este alta. Nu vreau să vă influențez în sensul că, bă, ce tare e Putin, ce mișto e, ce nu știu ce. Bă, da, când o să vă uitați la interviul cu Putin, o să aflați niște lucruri pe care nu le-ați bănuit niciodată despre Putin. Că n-aveați de unde, efectiv. N-aveați de unde și... Pur și simplu le veți afla acum. Luni X, dacă mă întrebe acum, după ce am vorbit jumătate de oră despre Putin, pula mea, derulează și tu înapoi și o să afli. Luni X e ca aia, eu acum am intrat, ce am ratat? Păi și cu ce schimbă lucrurile astea pe care le-ai aflat tu despre Putin, situația cu Ucraina? Păi uite, Mihai, vizionează interviul cu Putin și vezi ce spune Putin despre Ucraina. Că tu ai luat de bună ce ți-au dat Digi24 și CNN. Ascultă și părerea lui Putin. Bă, măcar ascult-o. Așa e normal întotdeauna să-ți iei informațiile din ambele părți. Vezi ce spune Putin și cum justifică el operațiunea din Ucraina. invadarea Ucrainei, cum spune propaganda americană, sau, cum spune propaganda rusă, operațiunea militară specială. Tu ești ăla care ai luat de bună ce ți-a dat Digi, că tu ești ăla care îl consideram un țărănoi. Eu îl consideram un țărănoi așa că mă uitam la el și ziceam, mă, cine-i țărănoiul ăsta, știi? Da. Da. De-aia nu e bine să judeci după ambalaj. Putin a spus că denazifică Ucraina și că Ucraina este un stat artificial. Nu chiar. Nu chiar. Urmărește interviul, Mario. Nu există justificare să omori oameni nevinovați. Nu există justificare să omori oameni nevinovați, corect, dar într-un război există victime colaterale. Întotdeauna. Au existat și o să existe, așa e războiul. Nu există justificare, dar așa e războiul. Păi dacă tu spui asta, păi băi Bogdan Cioroianu, dacă tu spui asta, înseamnă că ești de acord că și americanii au omorât oameni nevinovați, da? Let's get back to Iugoslavia. Dacă spui că rușii au omorât oameni nevinovați, eu sunt de acord. Dar și americanii au făcut același lucru. Putin nu e atât de negru pe cât îl pictează ăștia, nu vă mai uitați la Digi, că agențiile de știri sunt toate controlate de anti-Putin, v-ați uitat la Digi pe vremea vaccinării, acum plângeți. Da, așa este. Da, ne-am vaccinat ca niște vite. Cu toții. Cu toții ne-am vaccinat ca niște vite. Și eu m-am vaccinat de 2 ori. Ca o vită. Bine, am avut nevoie, băi, am avut nevoie să ies din țară. A trebuit să călătoresc. Că altfel nu mă vaccinam. Păi și care e justificarea asta a războiului care ți-a dat mindfuck? Hai să ne întoarcem și noi la granițele la care s-a referit Putin, să nu mai fie nici România pe hartă corect. Nu. Nu, Mihai, nu ai văzut interviul cu Putin. Te rog să-l urmărești și să te întorci și să-mi spui după aia părerea ta. Dar părerea ta sinceră, neinfluențată de ce am vorbit eu aici. Dacă eu cred că Putin ar ataca vreodată România? Sigur că da. Dacă România ar ataca... Nu. Dacă România ar trimite trupe în Ucraina pentru a-l ajuta pe Zelenski, da. Putin are toate șansele, are toate motivele să atace România. Da. Da. Da, ascultați bine ce vă spun. Dacă următorul președinte care va veni acum în decembrie va trimite trupe, deși ce pula mea să trimiți de la noi, că suntem niște homosexuali la armată. Dacă vom trimite trupe, Putin are toate motivele să intre la noi. Păi, normal, pula mea. Păi, cum să trimiți trupe? Da. Deci dacă vine unul ca Joana, da, sunt șanse ca Rusia să invadeze România. Da. Deci dacă vine Joana, există această șansă. Pentru că suntem țară NATO, membră NATO. Oricând poate să fie invadată o țară membră NATO. Dacă Putin e așa cult și bun creștin, care e motivul să invadeze o țară străină? Repet, vizionați interviul și aflați singuri, neinfluențați de mine, și judecați voi pentru voi. Și o să primiți răspunsul la întrebarea asta. La suprafață, da, pare că suntem vai mama noastră, dar România are armată bunicică. A, mă, Bogdane, mă. bunicică. Da, rezistăm o zi. Dacă ne invadează rușii, rezistăm o zi. Nu, rezistăm mai mult. Dar dacă ne atacă de sus sau cu rachete, nu știu dacă rezistăm o zi. N-avem armată deloc. Suntem vai morții noștri. Chiar suntem vai morții noștri și o spun cu toată sinceritatea. Da, probabil că mai știm și noi să dăm un atac cibernetic, un ceva, dar să știți că și rușii sunt tari pe tehnologie. Am rezistat 24 de ore în războiul cu Putin, am făcut stop pe piept la grenadă. Pin. Ce prost e asta. Da, ăsta e titlul. Am făcut stop pe piept la grenadă. Bun asta. Bun titlu, bun. Asta da, coaie. Asta mi-a plăcut. Și Putin era acolo. Băi, eu nu v-am spus că vine Joana și trimite trupe și ne invadează Putin. Eu nu vă spun asta. Eu vă spun că există această posibilitate și nu vreau să vă influențez să nu mergeți să-l votați pe Joana. Dacă voi aveți încredere în Joana, votați-l pe Joana, nu zic, Doamne ferește. Doar m-ați întrebat, eu v-am răspuns, adică într-un război, adică într-o chestie de genul ăsta, dacă România decide să trimită trupe în Ucraina, Putin poate să atace România, de ce nu? Și orice altă țară care face același lucru. Așa e războiul. N-avem ce să facem. Ăsta e războiul. Joana să fie votată în ce calitate? În calitate de președinte, cum? Că va candida la președinție. Nu e clar? Păi și tot face campanie electorală de la începutul anului. Ce dracu? Bă, de când a venit Biden, au început două războaie. Război în Ucraina, război în Palestina. Voi nu vă dați seama. Ceva nu e regulă. Un președinte american, un lider american zdravăn la cap, nu permite să iasă două război. Când a fost Trump, n-a fost război. Nu știu dacă e Trump mai bun neapărat, dar bă, nebunul e mai întreg la cap. Uitați-vă, s-a demonstrat și Trump o să iasă președinte acum. Deci s-a demonstrat că nebunul a fost mai întreg la cap decât ăsta, echilibratul Biden, echilibratul Puli. Dacă nu ar fi Joana, ar trebui să alegem între Ciolacu versus Șoșoacă / Simion. Nu, haideți să vă spun eu. Șoșoacă, eu vă spun cum am înțeles eu. Șoșoacă este mână moartă. Șoșoacă a fost implantată ca să rupă din electoratul lui Simion, fiindcă Simion devine foarte periculos, pentru că are electorat puternic. Deci, Șoșoacă a fost băgată cu acest scop, ca să fie mână moartă, să rupă din electoratul lui Simion. Dacă Șoșoacă este întreagă la cap, cu adevărat, îl lasă pe Simion, trece de partea lui Simion, se împacă cu Simion și îl lasă pe Simion să candideze. Și se alătură lui Simion. Și atunci, da, Simion e puternic. De altfel, na, nicio șansă. Iese ori Ciolacu, ori Joana, depinde că s-ar putea Ciolacu să nu vrea să candideze cu Joana și cu Simion. Pentru că există șansa ca Ciolacu să nu intre în turul 2. Dacă vor candida Ciolacu, Joana și Simion, s-ar putea Ciolacu să nu intre în turul 2. Și să avem în turul 2 Joana versus Simion. La ce o ajută pe Șoșoacă faza cu soțul ei? Care fază cu soțul ei? Nu știu, mai pierdut aici. Adică Șoșoacă bagă bățul prin gard. Da. Fix asta face Șoșoacă. Fix asta face Șoșoacă. Șoșoacă este pusă special să îl slăbească pe Simion. E vândută Șoșoacă. Eu asta cred. Așa. Pentru că altfel nu-mi explic. Nu îmi explic cum efectiv Șoșoacă nu are minte să stea alături de Simion, că ei este cel mai bine lângă Simion. L-a dat afară din partid și s-au certat, a zis că bărbatul e controlat și l-a dat afară. Minunat. Minunat. S-a întâmplat asta cu Șoșoacă și cu bărbatul? Minunat. Nu e minunat? Minunat. Ce Dan Puric, mă, terminați prostiile mele. Simion o să candideze, mă, că Simion e puternic. Are cuvintele la el, are tot ce-i trebuie. Dar nu o să iasă președinte. Cel mai probabil o să iasă Joana. Deși, nu știu, mai vedem. Bă, nu cred că lumea o să voteze un scandalagiu. Că Simion e scandalagiu, așa e... Nu știu ce să zic, parcă nu-l văd, parcă nu-i văd pe intelectuali să-l voteze pe Simion în turul al doilea, să zicem. Că în turul întâi sigur nu-l votează, dar în turul al doilea intelectualii nu-l vor vota pe Simion, zic eu, cred eu. Am ajuns o colonie europeană fără identitate națională și fără independență, ne-am pierdut independența din 89, nu se mai decide nimic la București. Da, dar la început a fost bine totuși după 89. A fost bine în sensul că am scăpat de dictator. Da, nu de dictator, am scăpat de securitate. Avem securitate, dar nu mai e aia nasoală, aia care omora oameni, ce dracu. Și nu mai trăiești cu frică, poți să călătorești. Am câștigat așa o doză de libertate totuși. Dar să știi că cumva ai dreptate. Cumva. Acum nu. Să spui că îl regreți pe Ceaușescu e o mare prostie. N-ai cum să-l regreți pe Ceaușescu, dar a avut și Ceaușescu părțile lui bune. Părțile lui bune. Atât pot să spun, că altceva... În orice caz, Joana nu se va mai bucura degeaba de data asta. Asta sigur. Dacă de peste 30 de ani vor ieși la putere tot PSD sau PNL, ne merităm soarta sau să nu ne mai plângem. Păi, și, ok, nici mie nu-mi plac PSD cu PNL, mai ales alianța asta. Dar cine să iasă, Claudiu? Zi-mi o alternativă. Pentru că vedeți care e paradigma acestei țări? Că e clar că ce e acum la putere este varză și este o mizerie. Problema este care este alternativa. Că nu avem o alternativă solidă, o opoziție adevărată, nu avem. Și că, bă, voi nu ați prins ideea, ăsta v-a ținut cu imnul aur la păcănele non-stop, iar acum vă îndeamnă pe toți să votați rusește. Nu, eu nu vă îndemn să votați nimic. Din contră, eu spun că nu există alternativă la ce este acum, din păcate. Asta e mai trist. Zice bine Claudiu, zice așa, să mai încercăm și cu alții, nu o fi bun Simion sau Șoșoacă, dar măcar să ne mai păcălească și alții să ne păcălească aceiași. Exact, asta spun și eu. Că poate că ar fi momentul să mai lăsăm și pe alții. Că de ăștia, cu ăștia ne-am convins, știi? Dar pe cine? Pe cine, mă, frate? Nu le regret pe Ceaușescu, dar nu pot agrea capitalismul care se aplică, dar nu nouă, nu avem un lider, ci doar deținători de putere, obedienți la înalta poartă UE și USA. Da. Da, păi n-ai cum să le regăsi pe Ceaușescu, că să ne ierte Dumnezeu, nici chiar așa. Da, așa e. Unii te-au futut în gură, ar fi bine să încercăm și în cur, cam așa sună. Bă, nu e rău ce spui, chicken. Păi după ce îți iei 35 de ani la muie, nu te gândești că ar fi bine să o bagi în cur? Să o bagi în cur? Ia gândește-te, coaie. Să suși pula 35 de ani. The devil donează 5 bucăți, hai noroc. Te popă, fratele, te pop, mersi mult de tot, the devil. Hai să trăiești. Bă, gândiți-vă la modul cel mai serios acum. Bă, dacă 35 de ani suși pula, zi de zi, nu vrei, bă, să încerci și într-o altă gaură? Sau îmi bag poate doar fălcile de la atâta muie. Bag-o, bă, și în cur. Ia vezi cum se simte în cur. Măcar încerci. Vezi și tu cum e. Da, mă, merge și la păcănele, aveți răbdare în pula mea. Bă, rar vorbesc lucruri de genul ăsta cu voi. Și acum am prins un moment când vorbim niște lucruri care ne interesează, cu aia, niște lucruri adevărate. Mănânci la ora asta, te faci în pula mea cât casa. O fi momentul de a ferească-mă un scandalagiu cu vorbele la el să ajungă să reprezinte țara asta, nu a fost ales Vadim și are șanse păcăliciul ăsta. Bă, păcălici nepăcălici, s-ar putea să fie mai bun decât ăștia care au fost până acum. S-ar putea. Eu nu mă duc să-l votez. Adică nu că pe el, eu nu votez. E forma mea de protest. Așa protestez eu, nu votez. Nu mai votez, că am votat întotdeauna. Bă, dar știa că este Simion, mare lucru nu poate să facă. Pentru că la putere o să fie tot PSD cu PNL. Nu prea o să poată să facă mare căcat Simion de unul singur. Și cam 50 de kg ud cu pula ta în brațe. Mă. Atunci am își mănâncă. Păi înseamnă că ai 42 de kg de devil. Ești subnutrit. Uite, ăsta zice, mie îmi place Simion, jur, are coloană vertebrală, zice lucrurilor pe nume. Da! Din punctul ăsta de vedere, să zicem, da, merge. Dar, așa ca om politic, eu nu pot să-l iau în serios pe Simion, vă spun sincer. Eu când mă uit la Simion, eu văd un showman. Uite, acum, hai să o spunem pe aia dreaptă, cu aia. Voi mă iubiți pe mine, vă uitați la mine, vă place de mine, vă place să stați, să mă auziți vorbind. Dar vă place pentru că de multe ori vă fac să râdeți. Voi ați putea să mă luați pe mine în serios? Și să, dacă aș candida mâine la președinție, m-ați vota? A, pe bune acum. Poate unii dintre voi, da, chiar m-ar vota, că, na. Dar nu puteți să mă luați în serios. Da, bine, unii știu că m-ați votat, dar pula mea, eu am adus videochatiste în studio, eu am făcut atâtea căcaturi pe live-urile astea, n-ai cum să-l iei pe Jepcar în serios. Așa-l privesc eu pe Simion. Îmi place de Simion, dar nu ca om politic, nu pot să-l iau în serios. Așa este, Jean. Din păcate ai dreptate. Eu aș vota-o pe Tania. Care Tania, Bogdane? Tania. Care Tania? Aș pune-o prim-ministru pe Oana Lovin. Da. Deci eu dacă aș ajunge președinte, prim-ministru pe Oana Lovin, direct. PGL Tania. Oh, old school, coaie. PGL Tania. Mă. Dă-te în pula mea pe Geletania. Te mai iubește pulea, Cheliosule? Nu? Nu mă mai iubești? Te pula mea atunci. Te duci următorul meci Rapid FCSB? Da, da. Da, normal. Da, mă duc. Absolut. Și cred că mă duc la toate meciurile din play-off, mai ales de pe Giulești. Nu vrem bani, nu vrem valută, vrem ca Oana să ne fută. Direct. Băi, sincer vă spun, nu am încredere în niciun om politic. În niciunul. Mi se par toți la fel din punct de vedere politic. Și nu politic de la Dinamo. Adică eu în momentul ăsta nu văd pe nimeni care ar putea să mă reprezinte pe mine ca cetățean, pe mine personal. Nu știu voi ce părere aveți. Eu n-aș vota pe nimeni în momentul ăsta. Pe nimeni, pe nimeni. Dacă ar veni un politician cu bani, ei face reclamă? Adică cum să-i fac reclamă? La ce mod? Să mă cumpere și eu să-i fac propagandă? Da. Da. Da, frate, da. Vă spun sincer, deci, fraților, știți foarte bine că eu sunt un om sincer și îmi place să spun adevărul. M-ați întrebat, v-am răspuns, da. Dacă ar veni un politician cu mulți bani să mă cumpere, să fiu un instrument de propagandă, da. Aș accepta, dar ar trebui să fie mulți bani. De la 150.000, 200.000 în sus. Da. Da. Da, frate, da. Bă, măcar sunt sincer cu aia. Bă, frate, și dacă rămân cu 50 de oameni pe canal, că o să zică lumea că nu mai am coloană vertebrală, bă, măcar aia 50 o să aprecieze că am fost sincer. Mă, doare în pulă. Eu spun, da, frate, spun adevărul. Da. Coie, 200.000 sunt 200.000. Ce pula mea. Dar câți credeți voi că n-ar... Mamă, coie, cred că toți youtuberii ar accepta. Hai mă, ce drept. Știu că nu va candida, dar sunt curios. Ce părere ai de Chioveși? Are statut de președinte? N-aș vota-o în viața mea. Mi s-a părut antipatică întotdeauna. Dădeval donează încă 5 bucăți. Jos pălăria! Eu jos pălăria, eu. Eu o dau jos. În fața ta, mersi frumos. Practic te-ai vinde la prețul unui apartament în Popeșle Ordeni. Nu chiar. O casă, să zicem. La prețul unei case. Nu-ți dă nimeni atâția bani că nu ai audiență. Păi de-aia am și zis. Dar dacă ar fi... Nu, fraților, eu nu susțin pe nimeni la alegeri, dar prefer să fiu sincer. Dacă m-ar cumpăra vreun politician, orice politician nu contează, și ar fi o sumă corectă, pentru o sumă corectă, de ce nu? Aș considera că m-aș simți flatat să știu că au apelat la mine... și m-ar considera un instrument de propagandă, asta însemna că am un public bun și organic. Ca youtuber m-aș simți flatat. Da. De la UDMR ai acceptat? Sigur că da. Și de la UDMR. Ce pula mea. Aș învăța și ungurește. Pentru 500.000 de euro m-aș vinde cu tot. De la Partida Romilor? Da, bineînțeles. Cum să nu? Faci live duminică seară? Da, 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 da. Dar o să fac doar pe păcănele duminică seara. Da. Și de la UDMR, și de la USR, da, bineînțeles, păi tot, oh, mai ales de la USR. Mamă, ce le-aș lua banii lor de la USR, dar n-au ei atâția bani, sunt vai morților. Dar le-aș lua banii celor de la USR, cu tot dragul, cu tot sufletul, mai ales lor. Pentru 1.000.000 de euro te lași și futut în cur? Bă, și pentru 500.000. La 300.000 o lasă, bage doar capul. De ce nu? De obicei ăștia care întreabă pentru 1.000.000 de euro te lași futut în cur, de obicei ăștia sigur s-ar lăsa. Știi? Adică, na. Da, frate, da. Ce? Imogen nu ar accepta. Pentru 1.000.000 de euro? Băi, dă-te în pula mea. Ia întreabă-l pe Imogen, vezi ce zice. Du-te la Imogen și întreabă-l. Partidul NCH la 50 plus. Ce 50 plus? A, când o să am eu 50. A, nu cred că m-aș băga în politică. Bine, acum la 40... am niște gânduri, poate la 50 o să am altele. Partidul Chelioșilor Libidinoși, PCL. Bine. Vreți să ne băgăm la păcănele? FIFA. Auzi ce Bogdan Cojoca, zice că FIFA. Mă bag la FIFA, dacă se face golul la 100%, să-mi bag pula, mă bag la FIFA. Nu joc păcănele în seara asta și mă bag la FIFA. De ce nu? Mai facem și altceva. Mai economisim bani. Nu mai băgăm bani la aparate. Ei, și știți de ce spun chestia asta? Pentru că dacă mă bag la păcănele, am mai multe șanse să umplu golul. Că iese mai mult show acolo. Așa la FIFA, pula mea. FIFA cu melodii donate? N-am cum. N-am cum în seara asta să fac FIFA cu melodii donate, pentru că e posibil să nu fac, adică n-am cum să schimb în timp ce joc. Ia, stați așa un pic. Până una alta, că o face păcănele în seara asta, că o face FIFA, nu contează, asta chat-ul decide, dar haideți să dăm și noi un subscribe aici, fraților. Să facem și noi 1400 de abonați, că mă apropii de 1400 de abonați pe canalul ăsta și oricum, cel mai probabil aici voi continua live-ul mai încolo. Da și voi un subscribe aici să facem 1400. Mă ajută și pe mine foarte mult să-mi crească și mie canalul și știu, sunt sigur că nu sunteți cu toții abonați aici. Vă rog eu frumos, dați și voi un subscribe. Iar dacă vreți FIFA, că poate sunt mai mulți care vor FIFA de la mine, mă joc FIFA, nu e nicio problemă, mă joc la Weekend League, dar să se umple goalul, că pula mea e business cu aia, tot live-ul ăsta este un business. Da? Că dacă nu, mă duc pe păcănele unde știu sigur că, adică sunt convins că am mult mai multe șanse să umplu goalul, că mai îmi donează ăștia să ascult tot felul de mizerii. Îmi dau să ascult la căști toate bășinile de melodii și măcar mai fac un ban, pula mea. M-am dezabonat și abonat iar, ne-ai rugat prea frumos. Sunt abonat și la OnlyFans-ul tău. Ar merge un live exclusiv cu IFC din studio, cu Răzvan la regie, să pună piese din Donații Experiment. Păi o să fac asta când e gata studioul nou. Când e gata studioul nou, fac asta. La Iași, Rapid, îmi fac o pancardă. Te iubesc, Jepcar. Dacă mă difuzează, îmi dai donațiile înapoi? Da. Da. Da, ți le dau. Pe bune. Fără mișto. Uite, facem chestia asta. Fă-ți pancardă cu te iubesc, Jepcar. S-a mortul de nu ți-o faci. Iar am dat de clipul ăla cu garoi care se pupă pe gură. Ce prost ești, chicken. Știu. Ștef Alex, stai liniștit. O să primești la momentul potrivit. E pe terminată lucrarea la studio sau mai durează? Mai durează un pic. Cred că aprilie-mai e gata. Aprilie-mai ar trebui să fie gata studioul. Și vreau să... De fapt, mai bine să nu mai dau detalii acum. Hai să lăsăm faptele să vorbească. Deci dacă vreți FIFA, aveți șansa, uite, până la ora 1, aveți șansa să umpleți goalul pentru FIFA. Și ne jucăm FIFA. Ai, nu jucăm păcănele în seara asta, băgăm FIFA. Dacă nu, la ora 1 trec pe păcănele. Și ne jucăm la păcănele. Publicul decide. Eu nu sunt obligat să joc păcănele, n-am niciun contract, nu scrie că trebuie să fac nu știu câte live-uri cu păcănele sau nu știu ce, cum au alți youtuberi. Eu am un parteneriat de affiliate, pot să joc de câte ori vreau. Ideea este că îmi iese și mie de o ciorbă din păcănele astea. Vă dați seama că după ce trag linie la sfârșit de lună, sunt ok, nu mă îmbogățesc, adică nu vă imaginați că... Și asta e o chestie că, bă frate, mă acuză unii că fac păcănele, dar pe Alex Velea nu-l acuză nimeni, nu? Pe Răzvan și Dani care promovează păcănele, nu. Și aia sunt persoane publice, apar pe la TV în fiecare zi și eu sunt vai morții mei cu 200 de oameni pe live. Hai mă, ce dracu. N-am nici carpetă cu răpirea din Serai, exact. Mai spune-ne de Putin. Eu vin cu fularul Rapidului mâine la meci în tribună la Iași. Poate nu sar ăștia. Păi nu, nu sar. Bine, Jepcare, tu ai coloană, ei nu. De ce? De ce? Stai. De ce am eu coloană și ei nu? Stai, explică-mi, Dinamo. De ce eu am și ei nu? Care este problema? Cum ai gândit-o? Bun, deci fraților, pregătiți-vă de păcănele. Haideți să vă mai dau o dată link-ul, că e clară treaba. Nu avem FIFA în seara asta, în noaptea asta. Dar vă dau link-ul aici, pentru că unii dintre voi nu știți că eu am live pe celălalt canal. Deci eu voi continua acest live pe celălalt canal. Așa că, dacă vreți să mă vedeți în continuare pe live, până pe la 3-4 dimineața, aveți toate șansele, dacă nu aveți ce să faceți în noaptea asta, cu mine stați, dar pe celălalt canal. Așa că dați subscribe ca să faceți și noi 1400 de abonați. Cum ești tu, felul tău de a fi, nu ești tu omul care să-i se spună ce să facă, ei da, sunt niște parveniți. Dinamo Red Dog. Noapte bună, Bogdane, noapte bună. Te aștept cu pancarda aia să te văd. Băi, Dinamo, frățiorul meu, Nu-i așa. Nu-i așa. Că și lor li se spune ce să facă, da, pe bani mulți. Mi-ar plăcea și mie să... Uite, aș face și eu ce fac ei pe mulți bani. Hai să nu ne căcăm pe noi. Nu sunt chiar așa cu coloană vertebrală cum crezi tu. Eu îți mulțumesc, mă simt flatat, onorat că ai o impresie atât de bună despre mine, dar nu e chiar așa. Prefer să fiu sincer. Aș băga niște hip-hop la păcănele, dar nu prea mai îmi vine acum de când cu Putin să-mi bag pula. Extraordinar! Extraordinar! N-am pot să cred. Și că hai noroc, am pierdut ceva, am fost în Irina până acum. Bună Mircea, mă salut și pe mine sau mă treci la pantaloni cu scurți? Da. Gata, fraților, n-avem FIFA, avem păcănele, așa cum știți foarte bine că facem în mod obișnuit. Așa că, dragi prieteni, hai să nu mai așteptăm până la ora 1 și să intrăm acum pe treabă. Mă refer că tu ești sufletist, te gândești și la alții, ei nu calcă pe cadavre. Ai mă frate, las, că și poate sunt sufletiști, mă. De unde știi tu? De ce judeci niște oameni așa fără să-i cunoști? Serios acum, poate sunt și ei sufletiști, dar asta nu înseamnă că dacă fac reclamă în plină stradă sunt niște oameni reci. Ai, serios acum. Nu, eu nu cred asta. Dar, sincer, aș face și eu ce fac ei. Fără probleme, oricând. Să vină și la mine acum să-mi dea unii 10.000 de euro pe lună, să le fac reclamă, să vezi, dar nu le fac, să îmi bag pula. Dar măcar știți adevărul despre mine, că nu mă dau cu gel. Hai, fraților, ne vedem pe canalul Păcănele pe Bune. Durează cam un minut jumate până schimbăm live-urile. Vă pupă fratele. Cei care nu mă urmăriți în continuare, am tot respectul pentru voi că m-ați urmărit până la ora asta și vă dau cu pace!